încă și în ziua de astăzi, primesc primul comentariu sau unul dintre cele mai apreciate comentarii, bravo băieți, sunteți minunați. Deși eu sunt toate rolurile. Apropo, Luceafăr, sala mea preferată, să vă spun, aveam spectacol și acum îmi amintesc. Și niciodată nu știu cine sunt artiștii. Bine, înțeleg că nu ne urmăresc pe noi și mereu ne opresc la intrare când ajunge. E, dar voi unde mergeți? Păi avem spectacol, afiș fiind aici, știi? Nu, trebuie să vină artiștii pe aici, nu puteți să intrați dumneavoastră. Zic, uitați-ne pe așa. Nu sunteți dumneavoastră. Deci a trecut Delia prin față și au atins-o așa și le tremura mâna. Niște fete care, genul ăsta de fete pe care tu nu le-ai agățat în mod normal, că din prima. Așa, știi, de mă simțeam la Insula Iubirii, trebuie să apară la un dar Radu Vulcan. Mă așteptam de nicăieri, știi, pentru că tot veneau femei, adică pentru mine trei femei să vină într-o seară să te abordeze, să te abordeze ele. Eu nu mai văzusem, nu mai pățisem. Ea era îmbrăcată într-o fustă de piele. Eu la piele am o sensibilitate așa, cum să zic. Eu și pe Ștefan Bănică când îl văd în pantaloni de piele. Mamă, să știm nou. Ceea ce eu nu înțeleg, n-am înțeles-o niciodată și nu o să o înțeleg. Hai să dăm o tură de club. Știi oamenii care sunt... care efectiv îți gelatină prin club, așa doar asta fac și îndreaptă spatele și îl strâmbă. Trei eșecuri totale, cu înșelat cu cel mai bun prieten, cu la modul ăsta, știi? Eșecuri, adică eu eram acolo și eram cel... Cum adică? Am fost înșelat cu cel mai bun prieten. Așa că e smăruță din mine. Adică cred că te ajută mai tare să te uzi la Paul Olteanu decât, nu știu, tap-tap în geraș și să fie acolo. Deci, hai, acum dați trandafirul, acum, dacă nu dați trandafirul, mă arunc pe geam și mă și cac pe geam. Când te mai întâlnești cu situații de genul? Pentru că, na, la țară nu se citesc cine știe ce cărți. Dar au oamenii experiență de viață. S-au fript cu alți oameni, au învățat cum să nu facă a doua oară, ce să nu facă la o casă. Foarte, foarte multe lucruri. Scandal național, adică la știri începea cu Zelenski și apoi cu soția mea, că nu s-a aflat povestea, da. Știi? Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. Practic, astăzi e unul dintre acele episoade de aici de la noi de pe canal când se va râde mult, se va vorbi foarte personal pentru că încă o dată, așa cum s-a mai întâmplat aici la noi, vine un personaj, mă rog, o persoană cu un milion de personaje, omul cu 7.451.000 de voci și totodată unul din oamenii care au pornit simultan cu mine treaba asta pe internet, drept pentru care, deși nu ne-am intersectat foarte des în ultima perioadă, e o relație de prietenie și altă deschidere pe care o am față de George Tănase, doamnelor și domnilor, unul din oamenii pe care eu îi consider cei mai talentați din garda asta nouă, Termin. De umor și așa mai departe, umor care e cam pe care de dispariție la noi din multe puncte de vedere și o să discutăm despre asta, o să o analizăm, o să vedem și care sunt părerile lui George și, bineînțeles, o să povestim tot soiul de cretinisme care, având în vedere faptul că avem vârste apropiate și trăim în medii extraordinar de apropiate, raza municipiului București, România, Uniunea Europeană 2023, cu siguranță le vom putea împărtăși și cu dumneavoastră, dragi privitori ai noștri, cărora vă mulțumim din suflet că ne urmăriți din număr, din ce în ce mai mare și cărora vă recomandăm, dacă nu sunteți deja abonați, să o și faceți. Mă uitam recent pe niște statistici și am fost absolut bucuros de faptul că în luna ianuarie, din 102.000 de abonați cât erau la momentul în care mă uitam pe statistici, 95.000 s-au uitat la clipuri în aceste 31 de zile cât a avut luna ianuarie. Drept pentru care vă mulțumim pentru fidelitate și vă încurajăm, dacă nu sunteți abonați, pentru că foarte mulți dintre voi nu sunteți, să o faceți, pentru că ne crește inima. Banii facem la vizualizări, nu la număr de abonați. Așa că e benefic să o faceți, iar dacă vreți să ne susțineți și mai mult în activitatea noastră, așa cum ne susțin prietenii de la Luxuria cu acest cadru, voi puteți să o faceți devenind membri apăsând butonul de Join chiar aici. Salut, George, și bine ai venit! Salut, bine te-am găsit! Foarte frumoasă introducerea, mi-a plăcut așa mult, calmă, liniștită. Bine, cum ne-ai obișnuit de fiecare dată? Eu urmăresc podcastul tău de ceva timp.
Chiar încercam să fur niște tips and tricks, că am făcut și eu la un dat o perioadă de podcast, dar mi-am dat seama că, bă, nu, adică tu ziceai mai devreme de talent, că un munte de talent, că nu știu ce, dar nu, uite, mi-am dat seama că am limitele mele, eu crezând că pot să fac mai mult, că pot să dau mai mult din mine, dar când am ajuns la podcast, ca host, mi-am dat seama că nu pot să fac asta. Adică mi se pare că trebuie să ai niște abilități pe care eu nu le am. Ori trebuie să le dezvolți în timp și noi mai vorbeam despre chestia asta când ne-am mai văzut, ori pe care trebuie să, nu știu, să le ai născut. Eu mi-am dat seama că podcastul nu e pentru mine. Chiar am refuzat acum la început de an un alt proiect de podcast. I-am zis, nu mă descurc la unde asta. Ca să facem clickbait? La uite, un asta prieten. Trebuie la podcast. La un prieten care a venit cu o propunere generoasă, drăguță, dar i-am zis, bă, nu, nu e de mine. Adică e mai bine, cred că e mai important să-ți cunoști limitele, să-ți dai seama că poți face aia, poți face aia. Mi-a plăcut partea de prezentare la TV, mi-a plăcut partea de prezentare în proiecte, anumite proiecte, adică am prezentat și evenimente și mai prezint din când în când. Băi, dar la podcast mi se pare că, deși pare pentru toată lumea care se uită de acasă, pare foarte simplu, exact ca stand-up-ul, știi, când îl vezi în sala, e simplu, mă, păi urși, eu ce zic și eu două glume, păi nu știu eu bancul ăla și ce-am pățit eu ieri când m-am împiedicat și am căzut cu fața în omul, pare foarte simplu, e mult mai greu, cel puțin din perspectiva prezentatorului mi se pare mult mai greu, trebuie, ai timp mai mult față de TV unde trebuie să fii tranșant, adică ai o oră, 45 de minute, nu știu ce, bă, hai, cum scot mai repede de la ăsta. Doar că la podcast, având și libertatea asta, cel puțin pe internet, bă, trebuie să găsești niște formulări, niște soluții de a scoate chestii de la om, știi? Foarte fine, ca să nici să nu se supere, că la majoritatea podcasturilor invitații vin gratis, știm cu toții chestia asta, și mai ales când aduci un mai nume puțin mai... Irinel Columbeanu. Bă, el și Dorian. Dorian nu. Nu, Dorian a venit gratis. Da, uite, diferență de notorietate. Irinel da. E undeva la un nivel și nu mai are nevoie. Îl înțelegem cu toții în perioada asta. Am văzut și noi site-urile alea cu Skoda Octavia și mă rog, eu l-am întâlnit pe, l-am văzut pe domnul Irinel Columbeanu în... La case de pensii. Foarte aproape, dar la o case de pensii scumpă. Într-un complex de asta, nu știu dacă avem voie să dăm nume. Și era să spui orice complex, că oricum luxul e cel mai frumos. Adevărat. Pune logo aici, Maria. Chiar e spectaculos. Adică trebuie să le spunem oamenilor că atunci când am venit, mi-ai făcut o tură așa de loc, știi? Și bă, drăguț. Băi, pentru cine își permite acum, na. Da, este pentru, într-adevăr, pentru cine își permite, da. Nu-i pentru noi. Să vorbim încă, despre asta. Încă, ca să atragem, să creăm universul, legile universale, încă. Mereu eu încerc să pun încă ăla ca să rămână valabil așa cumva, că poate într-o zi. Că acum chiar vorbeam cu Radu înainte să începem, că până în 24-25 de ani, când intri într-un loc din ăsta luxos și așa, ești la modul a, până la 30 de ani, mi-au și eu așa ceva. Deci gata, nici nu se pune problema, ne luăm și după 27-28, așa, începe aia, începe, bă, dar parcă ar trebui să mai strâng un pic și să mă mai gândesc, să le mai calculez, nu-ți vine să te mai arunci așa. Și știam că l-am întâlnit pe domnul Irinel Columbeanu la un moment dat, eram fața, tu știi câtă lume făcea poză cu el? Stai puțin, notorietatea lui e huge. Băiatule, da, e imensă. Și el săracu și lua o pâine, un pachet de țigări, fix cum te duci tu la magazin să-ți iei ceva, știi? Efectiv așa era la acolo și stătea la poze, dar mi s-a părut mie, poate greșesc, că și reacționa greu așa, știi? Avea stimul târzii. Știi? Nu vă supărați, pot să fac și eu o poză și era... A? Și durau câteva secunde și eram, bă, uite, totuși că și că povestea Pavel Bartos zicea așa că, apropo, Ramon, da? Am fost, neapărat. Nice, mergeți. Și povestea Pavel Bartos zicea că era clasica întrebare, când îl întâlneau oamenii după ce a început România Talent, toată lumea îl întreba, era clasica întrebare, ce mai face Smiley? Pe Smiley la fel întreba ce mai face Pavel. Da. Eu știam chestia asta că de fiecare dată când veneau copiii la mine, mă întrebau ce mai face Mitică sau ce mai face Aurica. Ah. Îți dai seama pentru el cum este, îl întrebe ce mai face Monica? Da, tu știi că și pe mine m-am întrebat oameni ce mai face Mitică și Aurica și eu nu înțelegeam de unde. Pentru că foarte multă lume m-a confundat cu tine. Foarte multă lume, o perioadă. Și la un dat devenise frustrant cumva. Zic, bă, dar chiar nu se vede ce fac și eu? Adică înțeleg că facem sketch-uri. Făceam paralel, știi? Voi făceați acolo serialul, eu făceam. Dar eu la un moment dat făceam și foarte multe personaje. Și dai seama că oamenii... Adică eu am pățit să fac sketch-uri, parodii și tu știi foarte bine că eu le făceam pe toate, jucam toate rolurile. Și primeam comentariul care mă distrează. Asta nu din cauza bugetului, ci din cauza faptului că aveam multitudine de talente. Nu.
Din cauza bugetului mai studiam încă unul și încă unul și intram într-o buclă de asta în care, a, bă, bine, hai, fac eu pe toți ce aia. Și făcând toate personajele astea, mereu, încă și în ziua de astăzi, primesc primul comentariu sau unul dintre cele mai apreciate comentarii, sunt: bravo, băieți, sunteți minunați. Deși eu sunt toate rolurile. Cum bravo, băieți? Că eu, știi, adică, și vreau și validarea aia de bravo, George, ce bine ai făcut pe aproape toți. Da, și am fost confundat mult timp. Am fost întrebat treaba asta. Ce, bă, acum îmi dau seama că semănăm. Da, semănăm, adică n-avem barbă, spâni, amândoi, știi? Părul cam aceeași freză, mas o menos, ne îmbrăcăm în negru. Asta tot așa, din faptul că suntem minimaliști, nu că nu avem mai multe haine. Nu că n-am vrea. Nu, da, am ajutat că eu eram super obsedat cu asta, cu hainele, știi? Adică la un moment dat era criteriul meu principal de validare. Cum trebuie să te îmbraci, se vadă brand-uri, se vadă că... Bine, Cristina Ihmă și Cizelase, știi? Și mi-a zis, bă, nu mai fi țărănete, nu mai pune brand-uri de astea, se vadă din avion. Vezi că luxul ăla adevărat nu se vede. Da. Da. Se simte, e pentru cine cunoaște. Și atunci, după aia, după perioada asta, mi-am dat seama că luxul adevărat e prea scump și am luat exemplul lui Mircea Bravo, am zis că eu trebuie să fiu humble. Și da. Tricoul ăsta îl port de un an la podcast. E același tricou, adică nu-ți imagina că am mai multe negre. Și Bendeac a făcut același lucru la Umor, sau cel puțin asta spunea. Adică, dar bine, din câte știu eu despre el, el și el e un tip super humble și poartă tot așa el un tricou. El chiar e, că el a vândut niște milioane în viața asta. Da. El, nu că n-ar fi făcut bani sau că nu i-a mers bine, că muncește foarte mult, dar mereu îl vedeam tot așa cu un tricou negru, poate o băscuță, poate o gecuță, niciodată opulența aia de vedete, să zici, știi? Mm-hmm. Adică probabil nici nu se consideră vedetă. Da, eu mi-am luat cea mai mare palmă vis-a-vis, că am fost fix ca tine, apropo de asta cu, bă, se vadă țoalele, am avut două palme în viață, așa, ca să mă liniștesc. Palme, mulți zis palme. Ai mei sunt croitori de meserie, okay, la bază. Și ei munceau în croitorii, munceau un fel de sclavist pentru italieni, îi spun eu în ziua de azi, pentru că dacă aș putea da timpul înapoi și aș fi eu așa, m-aș duce peste aia și nu știu ce aș face, ceva super ilegal, pentru că ce fac cu oamenii aia în croitoriile de acolo de la noi, e inuman. Și ca bani și ca program, în sensul că îți dau un exemplu, la un moment dat le-au vopsit, deci stai că mi-a lucrat în sala de croitorie, care e cumva, nu știu, întinzi alea, le tai, le faci modelul, știi? Adică nu era la mașină, taică meu. Și un fel de designer, partea de designer pe sclavie, ca să-i spun așa, știi? Pe sărăcie, știi? Bă, tu n-ai putut să ajungi designer în viața ta, fă asta, pe bani ăștia super puțin. Și la un moment dat atât de cretini erau acești patroni și cred că încă sunt dacă mai trăiesc, încât le-au vopsit geamurile, mă, să nu le mai intre lumină, să nu se uite afară nicio secundă, să nu... Tu îți dai seama să lucrezi într-un mediu în care ai geamurile vopsite, cu vopsea efectiv albă, așa, să nu... Nu-ți mai intra lumina naturală, ai numai neoane din alea care sunt super obositoare, de alea de mall, știi? Da, lumină de spital. Lumină de spital, groaznic. Și pentru că lucrau la croitorie, ca să revin la subiect, la un moment dat eu tot sufeream de branduri, că vedeam, auzeam și eu dintr-o parte în alta. Ei aveau role cu branduri, pentru că lucrau cu firme ca Calvin, Armani, Benetton, Prada, toate astea, știi? Și mi-au făcut o pereche de blugi cu toate etichetele alea pe ele. Toate! De sus până jos, eu am avut toate etichetele. Știi? Ei, cumva, în înțelepciunea lor populară, pentru că nu sunt niște oameni ultra educați sau, mamă, au făcut școli și au dres, știi? Dar cumva mi-au transmis și acum o judec și la 30 de ani, că mi-au dat așa o palmă. Că da, ai vrut branduri, vrei aia, visea, le ai pe toate pe tine acum. E mai bine? Și când am pus pantalonii aia penibil, îți dai seama, un blug de calitate de altfel, pentru că era, ți-am zis, de la Armani sau nu știu ce, pentru că italienii aduceau, făceau cu forță de muncă de-a noastră, ieftină, și le vindeau înapoi în Italia, la prețuri foarte scumpe. Adică eu am avut geci din astea, dar nu conștientizam, nu știam de multe, adică de Benetton, de Armani, nu știam la vremea aia. Eu auzeam de Nike, care era Nike, da. Știam de Adidas, care era Adidas, și astea erau brandurile vremii. Și au pus toate etichetele alea pe mine și m-am simțit extrem de penibil cu ele, n-am ieșit niciodată cu blugi aia, încă îi mai căutăm să vedem dacă mai există pe undeva, că aș vrea să-i arăt la un moment dat undeva, știi? Băi, tare povestea. Da, acum mi-am amintit de ea, uitasem complet. Și uite, apropo de chestia asta cu luxul și cu bogăția, eu pe degete încă mai put Astridi. Și eu, nu e. Nu suntem foarte deschiși. Eu cu domnul Marian am făcut o treabă, adică ne-am propus noi că în ziua în care luăm niște bani, care e azi, zic că bă, trebuie să ne luăm niște stridii, să mâncăm și noi ca bogați, să vedem ce stridii alea.
le-am mâncat, nu ne-au plăcut. Nici mie, nici lui Marian. Și am zis că, bă, e ziua în care filmăm cu George. Hai să vină și George să dea și el un verdict. M-am uitat așa la el, cunoscându-l puțin, mi-am dat seama că nu-i fanul chestiilor ăstora, dacă e de încercat și cu el treaba asta. Da, chiar am fost curios să încerc. Că sunt adeptul, am încercat. Am pus chiar și pe story. Acum nu o să facem antireclamă la Stridi. Nu. Cumpărați-vă, na, că e de încercat, categoric. Da. Nici nu e cine știe ce opulență până la urmă urmei. E o chestiune care e de făcut odată în viață, știi, să o faci. Dacă îți place, da, mănâncă mai mult, niciun fel de problemă. Dar deși pe degete încă mai miros a Stridi, aici în casă, nu știu dacă ai observat, George, miroase a bogăției. Da, se simte izul. Hai să zic de la ce. Unul că m-am dat eu cu parfum. Mai aveam pe fund. Puțin. Și că e zi festivă, trebuie să ne dăm cu parfum. Și în al doilea rând, că a întors domn Marian bețele astea. Știi ce se întâmplă? Deci când Marian întoarce bețele astea, adică scoate de ce a stat lambibat în recipient și îl pune afară, de la fizic nu știu să explic, domnul Cristian Presură, dacă puteți. Degajament. Da, asta curenții cu nu știu ce. Și miroase foarte frumos. Agathis Amber, așa se cheamă această aromă. Iar parfumul se intitulează Loherber. Nu vă speriați, ăsta e 600 de euro. Cât? Nu vă speriați, acum că vă zic și imediat de ce să nu vă speriați. Că lui George nu o să-i dăm cadou unul de 600 de euro. Îmi dai cadou? Îi dăm cadou unul mai micuț, așa, la jumătate de litru. Oh my god, ce îmi place mereu. Deci aș merge la podcast-uri doar pentru faza asta. Prietenii mei de la... Nu, vezi că nu la toate podcasturile se primesc cadouri, iar noi când n-am avut sponsori, am făcut cadouri din bugetele personale. Eu sincer am mers doar la fără cadouri, e primul meu cadou la un podcast și sunt foarte fericit pentru că eu am o soție senzațională pe care o iubesc, care e din Iași, ca și tine. Tu vorbești serios? Da, soția mea e din Iași. Ce tare, nu știam asta. Bă, dar nu-i mic. Adică... Asta ți-am zis, nu e nicio găleată de asta că trebuia să te pun să vii cu o dubă. Eu sunt genul ăla de țărănete care scoate cadourile. O să-l scoți? Dar e măricel, adică într-o cameră decentă, nu foarte mare într-un liu, cred că ăsta... Adică e noi extra de la suficient. Asta e, eu am mai spus-o, noi după ce terminăm filmările, mergem, este un depozit în București noi, mare, și trebuie să-l aerisim pe ăla și ducem ăsta, știi? Am înțeles. Avem deci, ca să mai facem bani, știi? Păi nu putem să punem de-astea și în autobuzele din București, în RATB-uri? Nu știu dacă e rentabil. Că-s mai scumpe astea decât motorina. Și nu știu dacă se poate bate cu mirosul de nesimțire, știi? În schimb, fii atent. Deci ce ți-am dat ție de la sponsor, da? Da. Se numește Neoteric Lifestyle și nu că e sponsor. Chiar sunt prieteni noștri, chiar ne-am împrietenit cu Sami și cu Alina. Sunt niște oameni din Bucovina, din marginea. Da. Unici importatori a unor branduri de lux. Degeaba ai casă de lux, dragă privitorule, dacă nu compensezi și cu mirosul. Iar dacă nu e casa de lux, poți compensa oricum cu mirosul, pentru că e mult mai accesibil decât să ai casa de lux. Iar ca să vedeți că dar din dar se face raiul, deci sponsorul ne-a făcut cadou pentru George, noi vă facem cadou pentru voi. Drept pentru care, dacă intrați pe site-ul celor de la Neoteric Lifestyle și vă alegeți o aromă de parfum, aici este Agathis Amber, asta primesc și invitații, pentru că nu știm gusturile fiecăruia, așadar mergem pe ce ne place nouă, să le placă și lor. Dar la voi vedeți că plaja de variante e mult mai largă. În secțiunea de comentarii a acestui podcast, după ce reveniți de pe site-ul celor de la Neoteric, nu uitați să menționați Neoteric prima dată, ca să putem avea filtru la cuvânt de căutare și lângă aroma pe care vă doriți. Noi vom selecta la fiecare episod câte un răspuns random, pur și simplu, și vom și afișa cum procedăm și unul dintre voi va câștiga un parfum de 250 de mililitri chiar la el acasă cu aroma pe care și-a dorit-o și bineînțeles că am menționat-o în secțiunea de comentarii. Iar pentru cei care participă și nu câștigă sau pentru cei care nu participă și evident nu câștigă, nu e niciun capăt de lume, site-ul celor de la Neoteric face și vânzări, drept pentru care vă puteți comanda chiar la voi acasă. Logo. Vă reamintesc faptul că din mărinimia noastră aici la podcastul Vinde o Poveste, în episodul cu Pavel Bartoș am pus la bătaie 10 invitații duble pentru filmul Ramon, iar condiția de participare era ca în comentariul pe care voi îl lăsați în chatul de comentarii, nu în chatul live a podcastului cu Pavel, să existe cuvântul Ramon. Așadar, random prin softul acesta pe care l-a selectat aici domnul Nencione și pe care îl vedeți și dumneavoastră ca să fim cât se poate de corect
corect și de clar față de dumneavoastră. Vom alege cei 10 câștigători a celor 10 invitații duble la acest film. Așadar, haideți să începem. Nu uitați, dacă vă auziți numele aici, în această secțiune, scrieți-mi pe Instagram Radu Țibulcă sau pe mail contact@raduțibulca.ro pentru a intra în posesia invitațiilor, pentru că altfel nu vi le pot oferi și ar fi și păcat să se risipească. Așadar, haideți să începem, să nu mai pierdem timpul. Primul câștigător, Cristiana Lucaci. Următorul câștigător, Popa Mihai. Alex Adrian. Raluca Mureșan. Andrei Rau. Trebuie să fie un acronim ceva. AS Monaco, probabil. Popa Mihai. Să nu mai câștigat odată? Andrei Năstase. Iulian Agavriloae. Piti. Bun, așadar, dacă v-ați auzit numele în această secțiune, vă aștept cât de repede pe Instagram Radu Țibulcă sau în, pe mail contact@raduțibulca.ro și de acolo vă voi înmâna online, vă voi înmâna online, cum sună asta, biletele duble. Deci fiecare câștigător va câștiga, va primi câte două bilete la filmul Ramon, în orașul în care se află, când dorește, la ce dată dorește, la ce oră dorește, în măsura posibilităților, adică dacă există locuri libere la ora respectivă, la data respectivă, la cinematograful respectiv. Vă aștept și vă doresc vizionare plăcută, iar celorlalți, celor care n-ați câștigat, vă recomand să mergeți la filmul Ramon, pentru că e un film foarte tare. Între timp l-am și văzut, credeți-mă, cu toată obiectivitatea, este cel mai bun film românesc pe care l-am văzut în ultimul an și îl felicit din suflet pe Pavel pentru ce a făcut în legătură cu acest film. Vă doresc vizionare plăcută, Doamne ajută! Revenind la oile noastre. Da, să știi că am trecut și eu prin povestea asta vis-a-vis de prietenii noștri, că spuneam, de prietenii noștri, de la nu știu ce. Că a devenit un mit de ăsta de, ai mă, chiar ești prieten? Băi, da, eu de exemplu, eu chiar sunt prieten cu câțiva oameni care au branduri românești, care fac lucruri. Și tot așa, eu chiar, eu când zic prietenii mei de la... efectiv, sunt prieten cu ei, ies cu ei la masă, adică ne întâlnim des când avem ocazia, știi, și lumea aia la modul. Adică s-a supra-dus așa departe toată povestea asta. Uite, asta e unul din motivele pentru care m-am ferit întotdeauna să fac asocieri cu lucruri pe care nu le consum. Evident că am făcut și greșeli în decursul vieții mele. Dar pe oamenii ăștia, pot să-ți spun așa, pe scurt, povestea cum i-am cunoscut. I-am cunoscut real printr-un prieten, Lucian Florea, care are Friday, o franciză de fast food românească pe care el a pus-o pe picioare și el o dezvoltă. Mi-a zis, bă, am un prieten de la Suceava, din start, la mine asta cu de la Suceava e marca de încredere, știi? E bifa de verificat, pentru că aia de la Suceava sunt foarte serios, ăsta este adevărul. Și îmi zice că vrea să te cunoască, nu știu ce. Am vorbit cu omul la telefon pe 2 decembrie. Mi-a plăcut așa mult discuția încât am zis că bă, eu nu mai pierd timpul, nu mai stau la discuții și așa mai departe, că până la urmă ormei chestii de astea se tot întâmplă și trebuie să fii foarte atent cu timpul tău. Și îmi zice omul, zic, bă, nu vrei să ne cunoaștem, uite, să vii la noi aici, că avem off-road, ne distrăm, nu știu ce. Bă, și l-am simțit pe om din voce, știi? Adică din energie. Efectiv nu m-am gândit deloc și am zis că da, domnule, hai, uite, vin cu colegii mei și înainte de Crăciun trecem, oricum venim la Iași, mergem până la Suceava.
Am mers, ne-am distrat, am făcut grătar la 0 grade în mijlocul muntelui, la Straja. A fost foarte mișto. Și așa s-a legat toată treaba asta. Pentru că dacă nu erau oamenii de așa natură și dacă nu eram și m-au și lovit cu ceea ce mă pasiona, că eu dădeam 100 de euro pe lumânări diptic, ca să înțelegi, și pe curdijan. Și în momentul în care le-am mirosit pe astea, am zis, boss, schimbă perspectiva. Boss, e altă ligă. Uh-huh. Adică e altă ligă. Într-adevăr, asta cu bețile e mult mai, eficientă decât lumânarea. Da, că acum mi-am adus și eu aminte că și eu am acasă ceva genul, nu știu exact dacă e vreun brand sau e vreo sărăcie de aia efectiv luată, dar nu a fost că mamă ce mă pricep eu la treburile astea, că n-am nicio treabă efectiv. Uh-huh. Dar soția, îți dai seama, și femeia simte finețea mereu și de-aia cred că o să o impresionez în seara asta. Bă, sigur. Cineva în seara asta are meci greu, că... Mă gândesc dacă o să zic prima dată că am primit-o de la tine sau că m-am gândit eu. Nu, înțelegi? Că până apare, până săptămâna viitoare, tu poți să te duci liniștit și să-i spui că uite, să vezi ce am găsit în drum spre casă. Fii atentă la ce m-a dus pe mine în mintea. Ce caut de o lună. Ce caut de o lună. Nu, cu asta o impresionez. Ea e fiartă pe parfumuri, pe tot felul de zone. E ca orice femeie până la urmă. Da, orice femeie, da. Tu fumezi în casă? Mai bag din astea electronice. Până la un punct am așa, știi, când mă simt și eu că bă, ar trebui să mai deschid ușa, mai ales acum iarna, știi? Înainte, când fumam țigări normale, nu, doar afară. Bine, pontul iarna e că se aerisește mult mai repede. Da, plus că astea nu vreau eu să le fac reclamă sau ceva, că nu știm exact care e faza cu ele, dar parcă nu miros atât de tare. Ori nu le mai simt eu după... Nu le mai simți. Cred că nu le mai simt eu. Totuși, nevastă mea încă nu m-a dat afară, dar nu e timpul pierdut. Băi, mie asta mi se pare foarte mișto, faptul că tu ai o nevastă, adică faptul că noi, deși suntem de vârste apropiate, când îmi dau seama de momentul în care eu te-am văzut prima dată pe net în 2015 sau 16, au trecut 7 ani de atunci, 7-8 ani de atunci. Când? Și când zic, când aud chestia asta, nevastă mea o să apreciezi foarte, zic, bă, bă, ăsta nu era copil ca mine? Când s-a întâmplat toată asta? Băi, nici eu nu reușesc să o conștientizez, adică noi suntem căsătoriți oficial, adică cu acte, de când e matriculată pe numele meu din septembrie, adică nu-i foarte, nu știu dacă, nu-i jumătate de an, dar suntem împreună de 5 ani și... E un pas pe care trebuie să-l faci la un moment dat. Adică, deși la început, cred că după 2-3 ani, încă nu simțeam pasul ăla sau nu înțelegeam de ce-i face asta, că e la mod acum. Cum să te căsătorești, să te chinui, să nu știu ce. Pentru femeie înseamnă stabilitate. Adică am înțeles principiul din spate, de ce ele își doresc mai mult decât noi. Ele au nevoie de securitate, de stabilitate, de mai multe chestii din astea emoționale. Și tu îi oferi o stabilitate până la urmă. Chiar dacă ești la mod bine, mă, hai. Știi? Numai că eu am reușit să aflu și să mă interesez și să... Am avut oameni în jurul meu căsătoriți care au știut să-mi explice cum e cu treaba asta. În așa fel încât să mă duc să fac asta cu inimă deschisă. Nu să fiu că bine, trebuie să o fac pentru ea. Știi? Adică dacă mă întrebai în primii 2 ani de când eram împreună, deși noi locuiam, adică noi și locuim de 5 ani, nu poți să zici că nu mai e ca o nevastă. Dacă depinde ce înțelegi prin termenul de nevastă, știi? Dacă înlocuiești cu omul ăla... Bă, nevastă sună așa semi-peiorativ din punctul meu de vedere. Da? Nu, adică nu e ceva rău, dar e ceva care poate fi și rău. Asta e, aici e de lucrat, aici trebuie scoase niște convingeri, știi? Depinde foarte mult perspectiva, ca în orice lucru. Depinde cum te uiți tu la acel lucru sau la acea acțiune din viața ta, știi? Care e perspectiva pe care o ai tu vis-a-vis de căsnicie, de căsătorie, de nevastă, de maică ta, de orice, că până la urmă de acolo pleacă tot, știi? De acolo pleacă. Noi, având și același terapeut, îți dai seama că a fost mult mai simplu. Acolo v-ați cunoscut? Nu. Am văzut niște de-astea care îți duceau amândoi la un terapeut. Nu. Nu, ne-am cunoscut în Fratelii, în Iași. În celebrul loc de terapie, da. Da, ia, știm că e terapeutic, nu vreau să fac neapărat reclamă sau ceva, dar... Nu poți să faci, Cătălin Leahu e prietenul nostru. E foarte mișto, da, e foarte mișto. Acolo ne-am cunoscut după ce am avut un spectacol la Luceafărul, acolo, care e lângă, din ce mi-amintesc, e aproape. Luceafărul, fix, lângă, fix acolo la Palace. Uh-huh. La Palace. Eu, conform contractului cu nevastă mea, trebuie să știu locațiile astea și trebuie să cunosc Iașul. Adică eu trebuie să știu metalurgiei. Acolo a copilării maestru.
Acolo e copilăritul? E tot din metalurgie este. Du-te, tu vorbești serios? Nu mai știu exact. Asta la ANL-uri, frate, ei mei încă stau acolo. A, mă rog, pe acolo zona, că, metalurgie. Contrar articolilor tatăna lua șpăgi, acolo stă. În metalurgie, la două camere. Da. Și trebuie să știu lucrurile astea. Copou, trebuie să știu informații, nu știi când te întreabă, știi? Deodată îți vine testul. Bă, am învățat cuvinte? Da, ia zi povestea, hai că nu mă... A, scuză-mă, mă intrigă tare. Deci cum, că poate îmi pun și un spectacol la Luceafărul. Te rog. Dacă așa funcționează. Prinzi jackpot-ul, da. Am avut spectacol la Luceafărul, mi-aduc aminte că ea parcă mi-a scris pe Instagram cu ceva timp în urmă, era destul de timidă, nu era genul care să scrie, doar că am fost eu cel căruia i-a scris. Mă întrebe exact unde e, că eu nu prea le postez atât de, știi, și uneori e greu să găsești un spectacol la noi în țară, adică dacă îți dai interesul, găsești, că na, e transparent. Nu mai știu, mi-a scris, eu am intrat pe profilul ei, mereu râdem de treaba asta, am intrat pe profilul ei, am scrollit și n-am văzut poze dezbrăcată și m-a intrigat chestia asta. Eu eram în perioada mea de... videochatiste, cei mai gol la piscină, aia e, știi? Și nevăzând... Când ești șogor cu fotbaliștii. Exact, eram fix perioada. Aveam 24 de ani. Bă, nu se pune. La 24 de ani cred că e perioada cea mai bună să faci asta. Numai că trecusem deja prin vreo lună de vreau să susțin. Nu mai întrebe toate tâmpitele și dezaxatele de să moară mă, să nimeream numai nebune, numai mă întâlneam cu ele și de la prima întâlnire eu în loc să mă duc să-mi vădă treaba mea, apărea câte una care îmi zicea, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Și știam că după trebuie să-ți mărturisesc ceva. Eu fac niște lucruri, cum să-ți explic eu ție? Fașiat? De unde știi? Nu te-am văzut nicăieri, dar... Și în loc să ne ducem treaba unde... Mă rog, interesul meu era altul, al ei altul, ajungeam terapeutul acestor femei, știi? Și cumva mă intriga chestia asta că îmi plăcea povestea lor. Orice fată da, care face video. Se trezește salvatorul din tine, crezi că poți să schimbi? Băi, am mai spus-o undeva, eu la un moment dat am convins o fată care face video chat să meargă cu mine la spovedit. Nu e, bă, adică... E o performanță. Eu treceam într-o perioadă ezoterică. Nu, dar ele multe sunt și creștine, să știi. Da, stau mult în genunchi. Nu de asta... Am făcut performanțe de... Nu, eu treceam într-o perioadă mai ezoterică, așa, îmi plăcea să studiez, înțelegeam altfel creștinismul, înțelegeam altfel religia, așa, și încă cred în continuare în împărtășit și spovedit. Pentru mine funcționează, mai ales dacă o fac cu preotul care trebuie, că sunt și eu o fată care are pretenții, nu mă duc așa la orice preot, frate. Nu te deschizi nu mă deschid oricum, nu mă bag eu sub patrafir acolo aiurea, știi, că cine știe. În fine, stai că am divagat, m-am dus aiurea. Nu, avut... de ce? Că las, că revenim și la asta. Întrerupe-mă când simți că mă duc aiurea, că am talentul de a divaga. Nu suntem la televizor aici. Băi, uite, putem de... vorbi oricât. Ăsta e defectul profesional cu care vin mereu la câte un podcast. Pentru că la TV totul e scurt, totul e acum concis și mereu aștept în casca pe urechea dreaptă cum o purtam eu. Hai, mai e 3 minute, hai, mai e 2 minute, știi? Că e proaspătă experiența cu matinalul și cu TVR-ul, unde au fost singurele din ultima perioadă în care am activat mai... intens așa pe televiziune, știi? Și aștept în orice clipă. Hai, știi? Și eu mă uit acum că tu ești atât de deschis când vorbim și ești la modul, frate, dar termină-ți treaba, n-a? Știi? Aștept privirea aia de, nu, povestea cu nevastă ta, Luceafărul, hai, dracu, că mai, știi? E că vorbim fix ca într-un mediu natural, cum vorbim când ne vedem, știi? Păi știi care e faza? Că și mie mi-a fost greu tare la început. Adică... Eu în momentul în care făceam radio, mi-mi spuneau mai mari de atunci. Zicea, bă, ia și fi concis, dă gluma, da. Alea, crește momentul, dă-i punchline-ul, după aia revin-o, nu știu ce, dă publicitatea la timp, că ne omoară vânzările în orice instituție de presă, vânzările contează. Da. Și atunci chestia asta, îți dai seama că se resimte la un moment dat. Eu după, în primele episoade, făcusem eu nu știu ce schemă de aia de la podcast, să-l iau pe om mai întâi să-l întreb ce mai face. A venit toată Dennis Rabers acasă și mi-a zis dacă am urmărit modelul Joe Rogan. Eu m-am apucat să fac podcast după ce am uitat la Buhnici, atâta, și la lui Micuț cu Bendeac din pandemie. Nu văzusem niciun episod de la nimeni, nimic, de unde Joe Rogan.
Ești nebun, atâta efort să înțeleg engleză? Da, trebuie. Lasă, că vedem, noi facem de asta, de-a nostru, românesc. Și atunci mi-am făcut eu o schemă de aia în care vorbeam cu invitatul prima dată, îl întrebam ce mai face acum, după care mă duceam în copilăria lui, vizând poveștile de depresie. Spune-mi, te rog, ce relație ai avut cu mama ta? Exact, am făcut de astea. Da. Am făcut. Păi și... trebuie să treci prin ele. Da, și după aia treceam la subiecte, ce mai faci, care sunt planurile de viitor. Și când am văzut eu că treaba asta, bine, nu-ți imagina cât tehnic mi-am dat seama. Nu, da. Pur și simplu, s-a întâmplat într-o zi, într-o seară au venit Emi și Cuza, care la fel erau prieteni de-ai mei, am început să fumăm podcast, am început să bem, să mâncăm și așa mai departe, moment în care mi-am adus aminte de ce am mers primul ăla cu Teo Rose. Unu, notorietatea lui Teo de atunci. Da. Care și acum, ca și acum era uriașă, dar doi, era primul episod pe canal, avea 300.000 de vizualizări. După aia aveam de alea de 5.000, 7.000, adică dacă postam, aveam impresia că se taie internetul la români în seara în care postez. Da, da, da. E și de algoritm, știm foarte bine. Și că... de algoritm, dar era clar, bă, nu stârnea aia. Acolo era mișto pentru că noi ne îmbătasem și vorbeam toate balivernele. Da. Spărgeau pahare ăștia în bucătărie, prin spate și așa mai departe. Și atunci am zis, bă, seară greșească. Adică asta cu Emi și Cuza a mers foarte bine. Oare de ce? Unu, că erau ei în finală la Asia atunci. Da. Și doi, că bă, am fost relaxați, ești nebun la cap. Da, mă, și de atunci am privit-o altfel. Știi? Nu mai aveam notițe, notam, ce trebuie să discutăm, bifam. Da. În televiziune se mai sunt de înțeles lucrurile astea, știi? Nu, acolo mai așa funcționează. Live. Vorbesc la televiziune live. Da. Că în televiziune live, dacă pierzi un pic frâiele, poți să te duci și un pic aiurea. Plus că sunt mulți oameni implicați. Aici e bine că e mai curat, că ai și varianta asta naturală. Televiziunea, într-adevăr, impune în continuare un anumit respect și în momentul în care ai atâtea lumini, atâția oameni în spatele camerelor, atâta producție și mai știi și că ești live. Nu știu dacă tu ai simțit, dar eu o simt de fiecare dată când mă duc într-o emisiune live versus un podcast. Sunt mult mai cringe, sunt mult mai crispat așa, cel puțin în primele 5 minute. Eu am primele 5 minute, deși am fost și eu prezentator și invitat de atâtea ori, știi? Încă, nu știu, e o apăsare în televiziune față de podcast. În podcast ești mult mai natural și nu doar... Bine, nici nu poți scapi o pulă pe la televizor, că ai pus-o. Bă, tu știi ce frică am avut la canal de, Doamne, cu treaba asta? Pentru că... că e al mediu, în mediul ăla nu-ți vine. Da, eu veneam din mediu și vin din mediul stand-up-ului, unde la mine... Na, noi nu o scăpăm, ori o mai băgăm intenționat, ori facem câte o paralelă din asta, adică nu mi-era frică... Poate devine și semn de punctuație. Exact, nu mi-era frică neapărat de vulgaritate în sine, mi-era mai mult frică de, bă, să nu fac vreo paralelă, vreo glumă deplasată vis-a-vis de politicile de acum, pentru că șansele să zic că ardelenii sunt leneși sau că moldovenii sunt bețivi sau că femeile sunt nu știu cum și așa erau destul de mari, pentru că noi creăm din balast, adică primele glume sunt balast până se cern să iasă aurul ăla din nisipul ăla, știi? Durează ceva, numai că noi dăm balastul în viața de zi cu zi, mă refer, pe scenă, pe... Și mă așteptam să fac vreo tâmpenie de asta live la TV și e suficientă una ca să ți se închidă cariera. Efectiv, mi se pare una groasă. Sau să ți se pornească cariera. Sau să ți se pornească, să afle lumea de tine, efectiv. Da. Bă, știi pe limanul ăla ce a zis? Poate dacă făceam, acum am mai fi avut matinal. Cine știe? Uite, n-am văzut și perspectiva asta. Cum ziceam, e despre perspectivă. O să ajungem la subiectul televiziune, că vreau să vorbesc mult cu tine despre treaba asta. Mult, mă rog. Cât aveam memorie pe carduri, că asta este singurul element de timp aici, cardurile de memorie și mersul la toaletă. Rest... Eu stau bine la mersul la toaletă, deci pot să mă abțin. Bun. Văd că nici stridile alea n-au făcut rău, nu simt o leacă cald la față. E ok. Or fi fost radioactive. Cine știe, erau de la Cernobâl. Da, or fi stridii avut. Cernobâl, fuseseră lupi înainte. Da, știi ce am aflat o chestie vis-a-vis de scoici, stridii, care dintre ele fac perlele? Nu mai știu, s-a usat același lucru, habar n-am. Hai să nu intrăm în... Am încercat să fiu deștept. Cultură de asta atât de particulară. Atât am aflat că perlele alea sunt pentru stridii sau pentru scoici sau cine naiba le face, un fel de cancer, e o boală. Deci, ce purtăm noi la gât, perle, perluțe, tot ce înseamnă... Nu noi. Tu nu porți? scuze, ce poartă altă lume. Am văzut că mai nu se poartă și la bărbați. Adică... Cine la botezatul? La Radu Bucălaie, dar nu discuți. Bine, nu chiar perle naturale. La când noi avem doar bani. Perle de ale de la BAC, când dau aia BAC. Mama, le-am purtat o viață și le-am și acum la mine.
Alea s-au urcurat. Da. Ceva da. Demențial. Da, abia le ștepți. Dar parcă din ce în ce mai puține. Mai ales, pe mine mă enervează. Păi că din ce în ce mai puțin mai dau bacul. Ori asta, asta, ori fac bacul ăla din ce în ce mai ușor și zamot bine, ai, dracu, să te trec ca vechi. Și asta să știi că poate fi o explicație. Da, da. Mă sperie treaba. Mie îmi plăcea, bă, când venea perioada cu perlele, că tu nu poți, tu ca scenarist, ca ce vrei tu. Nu poți scrie așa ceva. Bă, nu poți să scrii așa ceva. Eu la un moment dat credeam că sunt inventate. Sincer, n-ai. Credeam că vine, eu nu știu, Cătălin Neamțu și scrie niște de astea pentru redacțiile de știri. Zic, zi așa că un elev a zis day one că nu știu ce, că, bă, că avea cuptor cu microunde. După în timp le miroși, dacă sunt pe bune sau nu, dar eu n-am miros niciodată vreuna să zică, iar dacă le-a scris cineva, omul ăla trebuie să fie ultra bine plătit în țara asta și trebuie să trăiască din asta, adică trebuie să facă umor toată viața lui, știi? Nu doar o dată pe an, știi? Sau doar o dată, trebuie să faci închetă și să-l angajăm scenarist la toate emisiunile, bă, tot ce înseamnă film și altceva. Adică l-aș lua să scrie dacă ar exista un om ca asta. Și după această acoladă, abia acum putem să revenim la cum ai cunoscut-o pe nevasta ta. One eternity later. Și am avut spectacol la Lucea Fărul. Apropo, Lucea Fărul, sala mea preferată, să vă spun, aveam spectacol și acum îmi amintesc. Și după ce zic tot spectacol, să revenim. Am avut spectacol la Lucea Fărul, care e sala mea preferată. Asta vreau să spun, am spus-o pe nicăieri, sala mea din țară preferată. Oriunde a... am înțeles că acum... Nu i-ar strica o renovare acum. Bă, nu i-ar strica, dar nu ne mai lasă, ci că acum să facem stand-up acolo, care mi se pare o absurditate. Că vor să meargă numai pe zona asta de teatru, dar mi se pare că noi cu stand-up-ul sau cel puțin da, în perioada aia... Adevăr, și strica la bugetul de stat niște bani privați. Asta mă, bă, ne omoară treaba asta pe noi la stand-up. Adică încă există niște principii din astea, nici nu știu cum să le zic, dar o să mă arunc cu comuniste, în care efectiv nu-ți dau sala doar pentru că principiul, o artă, băi, ești nebune. Noi atunci l-am făcut două săli a câte 450 de oameni. Îți 900 de oameni într-o seară, noi plăteam pentru fiecare, taxe pentru fiecare, totul pentru fiecare, plus nu mai zic că mereu vine câte un domn care, da, știți că eu am stat la intrare și am avut acolo grijă să nu se închidă ușa, nu? Mai dai și lui ăla 200 de lei. Mai vine un alt domn, băiețiv. Da, da, eu am băgat mufa la sunet acolo, că dacă nu eram eu, n-aveați microfon. Mariane, locul ăla n-a fă aici. Plătiți și aia, pentru că i-am scos din firmă dividende la... Nu știu, organizatorii se ocupă de asta. La noi ajunge cei pe fund. Carta financiară. Da. Să nu supere, să se supere, da. Să-i caute pe domnii ăștia. Să le ia taxe. Doamne, câte am Nea Costel, Teatrul Luceafăru. Bine, la Luceafăru nu cred că am avut situații de genul, dar la Focșani, că pot să o zic. Da, mereu am nimerit la Focșani, mama ta ești tu tot timpul. Da, n-a zis Oprișan, așa? Nu Cătălin, Marian, ăla. Da, 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 da. La Focșani e o sală nu că comunistă, dacă vrei să... Eu l-aș transforma în muzeu comunist. Adică dacă vrei să intri acolo și să simți mirosul de Ceaușescu acolo. Era o sală la Focșan, dar nu mai știu numele, mereu uit numele. Și mereu e un domn paznic, rupt de beat, cu nasul roșu și cu un domn director îmbrăcat așa în Scarface pe vechi, știi? Genul ăla, știți Scarface, ați văzut? Numai cu un pic închisă nasturile, că nu poți fi chiar Scarface cu pieptul așa dezvelit. Și niciodată nu știu cine sunt artiștii. Bine, înțeleg că nu ne urmăresc pe noi. Și mereu ne opresc la intrare când ajunge. E, dar voi unde mergeți? Păi avem spectacol. Afiș fiind aici, știi? Nu, trebuie să vină artiștii pe aici. Nu puteți să intrați dumneavoastră. Zic, uitați-ne pe așa. Nu sunteți dumneavoastră ăștia. Lăsați, duceți-vă pe în față pe acolo și intrați, nu veniți pe aici. Că n-ați mai editate pozele, nu știu ce. Doamne, ferească-mă Dumnezeu ceva. Și acum întorcându-le la nevastă mea. Până la final promit că o să aflați povestea. Așa am vorbit dinainte. Ca să fie, așa ne-am să înțeles rămână, ca să stați. Că poate vrea cineva să știe cum am cunoscut eu o femeie. Păi nu e o femeie, ai grijă. Femeia. Deci dacă îți dau ăsta de 2 litri jumate, nu mai faci treabă. Tu declarația. Corect. Da, pe doamna vieții mele. Deci erai la Teatrul Luceafăru. Păi și-am băut apă. În Iași, nu? Mulțumesc prietenilor mei de la APA. Iași,
un oraș excepțional. Metalurgie, am zis de metalurgie. Da, da. Ți-a zis că eu am stat acolo? Tata da. Încă stă. A, că zicea lumea prostii că nu știu ce, că da, mită, da, că da. Și el stă în metalurgie. La anele, ori două la anele, da. Da, frumos. Așa o să arate podcastul peste 30 de ani. Dar pe bune de data aia, știi? Dar numai că eu o să fiu impresionat. Stă la anele, eu... Și o să ne tot întoarcem așa. Ne pregătim pentru bătrânețe, iertați-ne, oameni buni. Și o să fie sponsorizat de aia, cum îi cheamă, mă? Farmacia inimii, Katanga. Da. Da, și cum se cheamă ăla de memorie? Magne rotei. Memo plus și mai jos să fie și ceva de virilitate. Vrei zic un banc? Da, știi. La fermecătorul, știu. Viorel Fermecătorul, un prieten de-ai mei. Am așteptat momentul să-l spun, că știu de 3 podcasturi încoace și nu l-am spus până acum. Așa, nu știu, nu știu bancuri deloc. Pe scurt, Mariane, fii atent că asta rupe pe TikTok, că am văzut că bancurile merg. M-am ajutat eu. Era un... De asta, cum o să fim noi peste ani. Și voia și el să mai întrețină raporturi intime cu nevasta. Vezi că eu mă cizelez, că nu sunt chiar ca la stand-up. mă și cenzurez. Și voia omul să mai întrețină raporturi intime cu nevasta, da? S-a dus la un medic de ăsta de competență cu virilitatea. La Cezar Ionescu ceva, Ionașcu sau cum îl cheamă. Care știe cu... Ștromeleagul. Învățați să fie bărbatul cel nou, știi? Uh-huh. Și îi zice, domn doctor, știți că vreau și eu să mai așa cu baba mea, cu nu știu ce. Zic, fii atent aici. Zice, eu îți dau matale cutia asta, cu mare grijă, e câte una pe zi. Nu mai mult, că ești cu inima și cu alea, poți să faci bum. Moșneagul, da, ia pastile, ajunge acasă, bineînțeles, aia era Viagra, băgat omul toată cutia. S-a făcut așa cât sticla de un litru jumate. S-a dus la femeie o dată, de două ori, de trei ori, aia nu mai putea, gata. După aia a ieșit afară, s-a dus la vecină o dată, de două, de trei ori, gata. După aia a ieșit pe uliță, a început animalurile de prin curte, femei, tot ce găsea pe uliță și așa mai departe, primarul declanșa și celulă de criză. Și a zis că, domnule, trebuie să ne refugiem cu toți în pădure, că nu se poate, asta ne fute pe toți. Stăteau oameni în pădure acolo, după o săptămână, moșneagul deja în continuare era cu măciuca așa, se duce la doctor și zice, domn doctor, nu v-am ascultat, știți? Zic, ce ai făcut, băi, moșneagule? Ți-am zis să nu faci vreo prostie, las, bine că n-ai murit, dă să-ți dau acum, fii atent. Zic, domnule, trebuie să fac ceva, că nu mai pot să mai stau cu ea așa. Ascultă aici, iei firul ăsta verde și firul ăsta roșu, îl conectez la curent, când ajunge acasă, nu acum. Le pui pe un capăt și altul apulii. Și în momentul ăla e să vezi că de la șocul electric ea o să-și revină la normal. Ce bine, zis și făcut, se duce asta acasă, între timp primarul cu sătenii în păduri rămăseseră fără mâncare, fără alimente, fără apă, fără toate astea și a zis că, domnule, nu se mai poate, murim aici. O trimis un copil să ducă în recunoaștere, să vadă ce mai face moșneagul dacă și-o revenit, ca să vadă dacă se pot întoarce la cășile lor. Și-l trimite pe copil, copilul se duce cu discreție, se uită pe geam și-l vede pe moșneagul cu firele așa la pulă. Se întoarce într-un suflet. Domn primar, ce-i copchile, ce-ai văzut? Am bilipul ăla, că șopul l-a încărcat. Băi, ăla aș băga în literatura noastră de țară. Adică e atât de complex și îți creează niște imagini acest banc. Deci eu când îmi zicea aia cu o dată, de două ori, de trei ori, mi-l imaginam pe moș cu baba. Aveam un pic așa bunicii mei cumva, știi? Aveam o imagine... Bolnav. Bă, până la urmă literatura nu-i despre a-ți crea imaginația, de a-ți dezvolta imaginația. Aia e că am văzut de la oameni de ăștia care sunt fani cărți, îmi spuneau că, domnule, stai să vezi că în momentul în care citești cartea, îți imaginezi. În momentul în care vezi filmul, deja tu primești mură în gură și de multe ori, dacă ai citit cartea înainte și ți-ai imaginat, filmul s-ar putea să te dezamăgească. Da, am auzit teoriile astea. Cartea Ramon nu există, mergeți la film. Nu, da, chiar mi se pune pare... Logo, Pavel Bartuș. Adică dacă mă întreb pe mine, aș scoate Legendele Olimpului, care e tot despre o dată, de două ori, de trei ori, cum s-a zemislit din ăla și cum i-a ieșit copii din burtă lui Uranus și lui Venus și așa, și aș băga asta, că e mult mai simplă și mai practică. Și învăț ceva în viață. Nu iau pastile mai mult decât mi-a zis doctorul, știi? Bă, ar înțelege... Băi,
Noi întotdeauna avem înțelepciune așa în poporul nostru, știi? Bine, acum nu știm conform bancului dacă baba Norma dacă a plecat și ea cu tot sătenii. Dacă ajunsese și ea în pădure sau rămăsese în ogradă. Bă, cred că a rămas în preajmă. Știi, cred că era genul ăla de femeie care plec un pic, dar mă întorc. Nu mă duc departe. Avea sindromul Stockholm. Stockholm. Mamă, da. Da. Deci la Teatrul Lucian. Iar am uitat. Eu v-am zis că până la final aflați de fapt. Mai am bancuri de la fermecături, dar caut momentul să le spun. Să le inserez. Doamne, nu m-am priceput niciodată la bancuri și atâta aveam nevoie de ele în emisiune, în emisiunea live la matinal. Și că îl vedeam pe Bursucă, el e o enciclopedie de bancuri și știe să le spună, știe să le crească, fix cum spuneai mai devreme, să le umfli, să le dai o nuanță. Bă, și vreau și eu să zic un ban. Nu, eu mă pricep mai mult la spontaneitate sau la pregătit un text sau la făcut personaj, la altceva. De-aia vorbeam de limite. Bă, vezi până unde sunt limitele tale, vrei să le depășești sau nu? Bă, și nu mă pricepeam la banc. Un singur banc am reținut și eu nu mai știu de pe unde dracul am auzit. Da, scurt, știi că memoria nu mă ajută, e ca hardurile voastre sau ce ați zis voi mai devreme, că atâta avem emisiune. Numai că avem... am investit, ne-am luat un hard de 11 milioane, 10 tera, arăți, vezi cât un calculator. Vibra toată masa când transferarea la memorie, îți dai seama, la 100 de podcasturi, la 300 de ore de filmare și cu sunet și așa. Ai memorie, direct. Multă, de stocat. Și o ținem, că dacă Doamne ferește ne-o cere la TVR, să le dăm. Da, vezi că ăia stau pe tehnologie, că tu doar ai fost la mine acolo. Doamne ferește, orice invitat venea și făcea cruce ce tehnologie există la TVR. Și ce audiență. Păi, da. Mulțumim campionatul mondial că i-au pus din nou pe hartă. Dar ce gagești bune, prezintă vreme, știri pe acolo, ferească Dumnezeu. Da, am nimerit și eu de o gagică. Zi ceva ca să nu se vadă din ce sticlă torn, că nu avem bani încă de la ei. Bă, sperăm luni să zic că da. Sper din suflet să aveți bani de la ei. Încă nu-s prietenii noștri. Eu o să te ajut dacă... E unul dintre vinurile pe care eu le beau în mod normal. Acum nu pot să beau, doar dau noroc că sunt cu mașina, dar e un vin care mie îmi place. Deci dacă vreți să investiți, aici e locul. Aici, lăsați în descriere, dați comentarii dacă vreți să fiți aici, dați join măcar și după aia poate găsiți o variantă, dar e vinul meu pe care pot să-l beau oricând, știi, și nu mi se face rău. Începe cu P, atât. Mai mult nu vă zic, pentru restul literelor veniți și... E vin de Porto de asta. De Porto, dar din Moldova. Nu mai zic nimic, atât. M-am oprit aici. De Porto din Moldova. Și are și unii la final. Nu contează. Și a fost teagul Ucrainei mare pe maghiarul. Da. Acum asta trebuie să-l dea jos de acolo, să-l pun aici dintr-un capăt în altul. Bă, fi tare. Mi-a plăcut. Și pe 24 februarie vine Zelenski. Vine aici? Invitat, da. Tu semeni un pic cu Zelenski. Mi-a mai zis lumea, da. Mi-a mai zis și mie cineva acum de curând că aș putea să-l fac, știi? Da, am fost așa. Că nu las să-l facă, Țibulc. El oricum asta face pe podcast, deci poate oricând. Nu știi, dar până la urmă tu ai putea să faci asta cu el, l-ai invitat pe Zelenski. Am vrut odată să mă invit pe mine. Mm, adică primarul Șpagoveanu să fie invitat din 1 aprilie. Am renunțat la idee că nu mai știam unde pusese în costumul alea. Costumul era din bani de la Canal D. Banii de la Canal D nu mai erau. Exact. Îi terminasem. Nu că au fost atunci mulți. Bă, au fost cât să supraviețuim și să învățăm lucruri. Au fost două costume, două perechi de pantofi. Oh, bune. Și le-ai pierdut și pe alea. Că aveam în scenariu o bucată în care trebuia să fac jogging. 11 milioane mi-a luat Adidas cu cardul de la Canal D. Nu te-ai aruncat, n-ai zis, bă, stai așa. Păi, un pic, mă. Și mi s-a părut mie că ar prinde bine să am și AirPods-uri în urechi când fac jogging. Și am zis și un lansdaur, că mi se părea că îmi plăcea. Să fiu judat cu parfum. Așa, și ar merge și un costum de la Hugo. Dar ce e Hugo, mă? Mă duc direct la un Hugo design. Boss la Iași, frate, că altfel îți dai seama că nu mai erau costumele de la Damat. Și cu această ocazie mai chemăm niște sponsori aici în emisiune, dacă vă uitați la noi. Asta înseamnă pe sinceritate. Ca să vă dați seama, eu vreau să-l întreb pe George ceva și un subiect sensibil care o să fie foarte greu de abordat. M-am tot gândit cum să ajung la subiectul ăsta. Nu știu dacă el este suficient de deschis încât să vorbească despre asta. Și anume despre felul cum el și-a cunoscut soția de asta. Bă, mă tot duceam, zic, fii atent că mă întreabă de părinți, de mame, cum mint, cum inventez, soția, mă.
Soția, îmi sună cunoscut acest termen. Aveam spectacol în Iași la Luceafărul, trec mai departe. Am avut spectacol, a venit la spectacol. A nimerit ultimul bilet de la show-ul al doilea. Adică și-a luat pe ultima 100 de metri, că n-avea cu cine să vină. Până la urmă a găsit doi colegi de muncă, a venit la spectacol. Am terminat spectacolul, am ieșit afară să fumez o țigară, unde era toată lumea, că n-aveam unde să ies în altă parte. Și ea îmi zice, sau mi-a zis acum de... mi-a zis atunci, că era undeva lângă mine și a fost rușine să vină să fac o poză. Ea urmărindu-mă de mult. Ea mă urmărea pe mine, pe Laicoan, Ionuț Rusu, câțiva care eram acolo, știi? Mamă, ce de mult te-ai cunoscut dacă exista Laicoan. Da, exista Laicoan, de pe vreo, ca să înțelegi, exact. Prima Laicoan, întotdeauna prima altcineva, întotdeauna era topul Laicoan, cred că Ionuț Rusu, Bromania, Trei Chestii, Mircea Bravo, tot așa, și la un moment dat și eu. Dar a vrut să fac o poză, n-a făcut acea poză, că a fost rușine, deși era lângă mine. A plecat în club, că avea masă la fratelii, la prietenul tău, Leahu din... La el la masă era? Nu, în club. Nu stătea în metalurgie dacă era la el. Nu era la el. Cătălin stă aproape de metalurgie, dar e ceva, e alt peisaj. Da, nu cred că se cunosc sau ceva. Și bă, noi de regulă după spectacole, că toată lumea crede că, mamă, stand-up ești, te duci, bei, te distrezi. Și mulți o fac, nu zic, dar noi am fost bătrâni de la începuturi. Adică cel puțin eu eram atunci, aveam spectacol cu Ionuț Rusu, Ana Maria Calița și nu mai știu, Coco și nu mai știu. Eram o formulă din asta, post-ai umor, ca să-i spun așa, care funcționa foarte bine de altfel. Și Ionuț, cum el a avut mereu zvâcul ăsta de nu mergem în club să facem, niciodată nu ieșeam în club. Și a zis el că are o masă prin Global, prin nu știu cine, la fratelii, care era și foarte aproape, și în seara aia cânta Delia. Și erați cazați la Hotel Moldova, că n-aveați bani de Ramada. Nu, mai rău. Nu, eram, zic că nu, la Zimbru. Ah, în Zimbru. Metalurgie, de bă, un hotel super decent, adică aveam niște standarde. View-ul e cel mai mișto acolo, cum curge Bacluiul, zici că, zici că ești la Sofitel la Budapest. Merge Dunărea așa. Aproape, când efectiv dispare. Da, și n-admiri Palatul Parlamentului, admiri Julius Mol. Julius Mol, da, te uiți cu drag. Pentru cumpărături. Nu știu dacă am avut view, dacă mă întreb pe mine, eu cred că eram pe partea ailaltă, unde mi se pare că au și în spate, unde e parcarea. Admiram Skoda Octavia, Golf 5. Da, și e un câine mare, dalmațian, reclamă la un pet shop. Și eu nu ți-a zis, eu aș fi vrut să merg la hotel după două spectacole, plus drumul. Pe noi ne omoară cel mai tare drumul, ori de unde venim, dacă facem 2-3 ore, mai mult de 2-3 ore, deja e obositor, știi? Pentru că ajungi la cazare, te speli, poate stai un pic în pat, vii să faci spectacole, după vrei să mănânci și să dormi. Nu faci, asta cam ăsta e ritualul nostru. Nu e, hai să mergem în șprițuri băute. Și eu nu ți-a zis, hai la fratelii. Care el masă, că-i Delia, că nu știu ce. Bă, nu merg, că-s obosită, zrup, crede-mă, n-am chef să... Gata, mă, știu seara aia. Știi? Eram exmatriculat de la facultate. Mamă, ce poveste, mi-am inteles, parcă era ieri. Era începutul, nu, era ultimul weekend din octombrie, primul din noiembrie. Se întâmpla 2017. Da, mă, care luna răbdare. Nu știam, cred că s-a întâmplat ceva tehnic, mă uitam la el, mă uitam la tine, zic, bă, a picat ceva, microfon, nu mai scoate parfum, prietenii noștri. Și poate nu mai iese parfum din prietenii noștri. Ce, Doamne iartă? Podcast va avea descrierea. George Tănase a venit la mine poveste să ne spună cum a cunoscut pe Tomas și atât. Și multe altele. Da, mă, vrei să zic ziua? Era o seară de vineri. Ți-mi minte perfect. Când exact. Adelea, am fost și eu un fratel în seara aia. Man. Eram chelea pulii la vremea aia. Adică mă știa... Nici Popescu nu mă știa pe vremea aia, nu mă știa nimeni de atunci. Păi știau părinții, asta e... Părinții, da. Am venit de la București, am fost la unde ăsta, mă, se deschidea ceva cu sushi pe Nordului. Hai că le zic și numele, Zen Sushi Nordului. Primul meu eveniment mondial la care am fost vreodată, în calitate de chelea pulii, adus de către cineva cu cineva, ceva, o combinație de asta. Eu fusesem să mai fac follower cu Cristina, ceva, la București. Da, nu, serios, că avea taică-mea, nu știu ce, de ăsta pe la Sinaia și am mers și eu cu el, că era aproape de București. După aia m-am întors totodată cu el. Și a venit gașcă mare, era cu Bendea, cu toată lumea, da, era acolo. Asta. Deci nu era prin Global, era o petrecanie, era jumătate de showbiz-ul Bucureștiului acolo, oameni precum voiam și eu să fiu. Și am fost cu moșul la fratelii, da, am stat în picioare acolo, vai curul nostru,
N-am băut că nu beam alcool, nu că n-aveam bani de băutură și am plecat acasă. Bine, toată lumea stătea în picioare acolo, adică chiar dacă aveai canapea și voiai să stai jos, te feliau oamenii efectiv și n-aveai cum, era mai într-un confort mult mai mic când stătea cineva lipit așa de tine și preferai și tu să stai în picioare așa, ceea ce eu n-am suportat niciodată în cluburi și de aia nici nu mai merg în cluburi, merg foarte rar. Am ajuns la Fratele. Așa. Am mers până la urmă. Nu, eu dau așa exact ca... Știi romanele alea polițiste care îți dau toma la final twist-ul? Care e unul destul de boring. Iar cum, la cât am copt-o pe asta, am fi și fraieri să o dăm înainte de a spune mulțumim că v-ați uitat la noi. Da. Și mereu e ceva super plictisitor, știi? Păi de-aia am citit eu mă 700 de pagini, de-aia nu-ți vine să te apuci de a doua oră, știi? Da, de-aia nu vine să mai citesc. M-am și eu mai mult să amin. Că am o carte neterminată pe căldum. Așa, deci... Am ajuns la Fratelii. Așa. Până la urmă, bine mă, hai, mergem. Dar tu dai seama ce chestii că era în show martor când... Da, era atâta lume, adică... era un club plin, ultra plin. Bă, frate, și adică acolo chiar am avut o experiență. Asta chiar e interesantă față de restul poveștii. Ajungând la Fratelii, pe mine a început să mai anxietate. Eu am așa de oameni mulți care mă strâng, noi crezând că suntem și un pic de vedete. Noi ne simțeam un pic de vedete. Era o perioadă 24 de ani, te lua așa un pic valul, știi, și credeam că o să vină lumea. Nu. Au venit câțiva să facă poze, nu pot să zic, nu? Dar a apărut dintr-o dată Delia, Bendeac și Flic. S-a rupt clubul. Deci când ieșea, mi-aduc aminte și acum perfect. Flic și Bendeac când ieșeau afară la țigară pe terasa aia, era o terasă cu priveliște, cred că mai este, cu priveliște la Palace, efectiv era un sobor de femei care se țineau după ei, un sobor de femei, n-am văzut în viața mea, pentru mine acolo a fost iadul din punct de vedere al ispitirii, adică eu neagățând niciodată și visam, ăsta era scopul meu cu Ionuț când plecam de acasă. O să o zic pe ăștia, să futem și noi ceva într-un tot. Dă-o în pizda, dacă în București nu prinzi nimic, te gândeai că poate în țară, o să prinzi și tu ceva la un moment dat, o aventură, o nebucă, tot toată lumea... Total greșit, fuți în București mult mai ușor. Habar n-am. Noi speram că după spectacole, că nu știu ce, că... Mă, la Iași te duci dacă vrei să iei nevastă, nu să fuți. Dovadă că... Și auzisem legende despre anumiți oameni care veneau special în cluburi în Iași doar pentru aspectul ăsta. În fine, visam și noi la treaba asta, numai că în seara eu n-aveam niciun fel de chef. Bă, băiatul, au venit vreo 3 femei la mine. Cu o poftă în privire, deci una a venit așa direct cu șatul, eu aș bea cu mine. Eu am crezut că de peste prut în prima fază, știi? Că seamănă foarte mult accentul, mintea mea seamănă foarte mult accentul. Dar după ce mi-am luat nevastă de acolo care-i jet by jet din Iași, din generații întregi, am zis, nu, așa e, așa, bea cu mine un shot. Am băut un shot cu ea, dar așa reticent, știi? Bă, din privire era la modul, hai, știi? Mm-hmm. Bă, nu. Prima ispită, asta e prima încercare, știi? Cam toate cărțile de vorbeam, cam toate basmele ai încercări, știi? Harap alb are încercări ca să ajungă să evolueze. Am zis, nu, că e ok, că vrea să mă scoată afară, să nu știu ce, ca să o întindem, bănuiesc eu. Adică asta am înțeles eu. Am ieșit afară, a mai venit o fată care... Sau poate era totul doar în imaginația ta. Foarte posibil. Deși eu aveam o imaginație obosită în seara aia, știi? Eram la modul... Adică față de alte seri, unde speram că ieșim, facem ceva drege, în seara eram super obosit și era foarte cald, foarte multă lume, ți-amintești? Extrem de multă lume care stătea și în picioare și pe jos și pe sus, peste tot. Și eu vreau să plec cât mai repede, iar Delia nu mai intra. Eu eram un pic acolo ca să o văd pe Delia. Asta e strategia la cluburi, anunța artistul mai devreme, că tu consumi până cântă. Da. Bă, și am observat o chestie la un dat, a trecut Delia fix pe în fața mesei noastre, care teoretic... Și ai văzut să o agăs pe Delia. În seara asta, băiatul meu rupe stilul, stai liniștit, acum intru în istorie. Nici o să... Da. Noi mereu am apreciat-o pe Delia de la... În istorie și în spital. Bă, aia este, am zis, până la urmă, o încerc. Nu, a trecut prin fața noastră, eu am avut un pic sentimentul ăla că poate ne recunoaște că noi fuseserăm la umor, îți dai seama câți concurenți văzuse Delia. N-a avut nicio reacție. Doar că eu am o imagine pe care nu o să o șterg prea curând. Cât de apreciată e ea de lume și cât de mare e în țara asta. În momentul în care, când a trecut, avea o geacă cu paiete. Bă, și niște fete au atins-o așa, mă, ca pe Sfânta Parascheva să mor. Deci a trecut de Delia prin față și au atins-o așa și le tremura mâna. Niște fete care, genul ăsta de fete pe care tu nu le-ai agățat în mod normal, că din prima, că
Așa, știi, nu erau fătuși din astea de ochelari ușor plinuțe care, mamă, Delia, te urmăresc la toate concertele, e senzațional. Știi, știi, știi că mai sunt fete din astea de 14 ani care sunt, e cea mai tare, Delia, poți să fac o poză, am poză la toate concertele cu tine. Știi, bănuiesc eu care Delia. Dacă George nu mărește tariful la stand-up după apariția în podcastul ăsta, e fraier. Nu, că e inflația prea mare. E, deja e RCC unde e, înțeleg și eu pe oameni. Și au atins-o așa și au oftat pe mine, la mine, eu, știi, eram, știu, noi eram, n-aveam, aveam o masă, dar aveam o masă cu încă, să zic, 30 de oameni, nu cunoșteam pe nimeni de acolo, știi, că eu nu-ți așa face rost de lucruri, știi, bă, te duc undeva, păi, acum, nu știu ce, și te trezești că mai sunt 30 de oameni acolo, avem numai noi masă, stăm liniștiți, că el știa că eu am anxietatea asta cu foarte mulți oameni, 30 de oameni eram la masă, și a atins-o așa și a făcut, și s-a uitat la cealaltă, s-a uitat una la cealaltă, așa, știi, și am zis, bă, ești mare de lea la faza asta. Și, bă, în fine, eu tot ieșeam afară când nu mai intra Delia. Afară a venit o altă fată cu țigări. Eu eram fiert pe fetele cu țigări care veneau. Bună! Ce țigări fumezi? Știi, știți, fetele alea, era o eră când îți dădea pachete gratis. Da. Și veneau fetele alea super. Erau și dintre ele care făceau chat. Bă, tot în gama aia. Am văzut cât, vreo două, trei sezoane. Exact. Da, exact. Story of my life, da. Așa, da, e la How I Met Your Mother. Da, trebuie să... Nu-ți mai spune cum a cunoscut-o, nu? Da. Da, da. Deci da, fetele da. Cu țigări. Da, fetele cu țigări. Frate, aici era, o pove... Să sar, să sar puțin să mă întorc la teatru lui Ceafăr. Da. Care, apropo, ți-am zis că e cel mai frumos teatru. Dacă ar mai trebui renovat, numai că acum nu mai las să mai facem stand-up, că vor numai pe chestii serioase și de-astea și că, da. Băi, leu, uite că se vede că Zimbru. Te mai ține memoria ta, ta e pe tine încă te păi am luat toată. Ăsta la stand-up se numește callback, pe care eu mă chinui să-l fac de ani de zile și nu prea mese. Știi, când faci o glumă și după un timp reiei acea glumă cumva. Da, e, da. Așa zice callback. Tehnic. Da, tehnic îi zice callback. Callback. Și la poker. Și prinde foarte bine la public, adică oamenii râd foarte tare la asta. So, am ieșit afară la țigară. La teatru Lucea, la Fratelii. La Fratelii. Așa, deși, cu fetele cu țigări. Am ieșit afară efectiv să fumez singur o țigară. Bă, atâta energie sexuală era acolo că la un moment dat a vrut să mă agațe și un bărbat. La Fratelii? Da, la Fratelii. Păi bă, de-aia. Mie mi se pare că eu n-am mai intrat de atunci acolo, dar n-am mai ajuns, dar vreau să mai merg o dată pentru că o așa energie sexuală eu n-am simțit în niciun loc. Nu vreau neapărat să fac o reclamă sau o antireclamă. Ți-aduc aminte că povestea asta e despre cum ai cunoscut-o pe nevastă. Știu, ta. Dar ea știe povestea mai bine și la mă. Păi nu, nu, nu asta e problema. Problema e că aș vrea să mai merg acolo cu energia sexuală. Excelent. Nu, draga mea, împreună, ca să mergem după aia la Hotel Zimbru. Avem bani de pleadă acum. Ar fi tare, ar fi tare să repetăm, să repetăm experiența. Mă sună cineva de la Canal D. Vrei să răspundem în podcast? Bă, cine? Nu, că nu e catering. Nu, e un cineva, șef ceva, nu. Ceva de la vânzări, nu, nu. Nu, că mă plimbam azi, mă plictiseam și mă plimbam pe acolo și am zis că hai până la canal și voiam să beau ceai turcesc și nu mi-a răspuns omul la telefon că era nu știu ce ședință. A, nu, nu s-a putut. Foarte bun ceai turcesc de la ei. Eu sunt de la care rămâne prieten cu fostele iubite, știi? Dar și am rămas prieten cu toată lumea de acolo. Înțelegem împreună, e un copil la mijloc, știți? Chiar dacă nu mai faci audiență. În urmă, asta este. N-avem ce să facem, vin să-l mai vizitez din când în când să văd care e treaba. Da. Deci fetele de la țigări, cu energia sexuală acolo. Energia era... sexuală, am ieșit afară la țigări după ispita din club. Bă, era una, ți-am zis, o căproaică de asta bună, rău de tot. Ce vorbim ca bărbați acum, efectiv. Țiplă, n-aveam ce să-i reproșez femei, dar nu știu ce s-a întâmplat în seara aia cu mine. Mi s-au dezactivat funcțiile sexuale și s-a trezit spiritualitatea. Habar n-am ce a fost, am băut un șat și am refuzat-o politicos că a vrut să mai dăm unul, să ieșim afară, n-am înțeles fiind gălăgie în club, știi? Dar a venit beată, era beată și a avut privirea aia așa, știi, de eu în seara asta stai mănânc, știi? Avea privirea aia de în seara asta iese nebunie mare. Cel puțin așa îmi imaginam eu cum am mai vorbit despre asta. Bineînțeles că ne-am dispersat. Ionuț s-a dus, a căutat până în altă parte anturaș ce le rămânea lui Bendeac și Flic. Mai veneau și la Ionuț.
Am ieșit afară, a venit o fată minunată cu țigări care flirta cu mine, efectiv, că nu mai era despre ce țigări fumezi și dăm numărul, cum eram în București, de altfel. Atât, îi dai un număr de telefon, un adresă de mail, îți dai un pachet de țigări, râdea un pic și pleca. Asta flirta cu mine și vrea să mai pleci. E, am timp să mai dau, că la un moment dat i-am zis, da, tu nu ești la normă, la nu știu ce, știi? După aia a venit un domn să-mi arate un ceas, că ce ceas are el, s-a uitat la ceasul meu, că ăsta e de săraci. Efectiv mă jignea pe față, știi? Da, da. Și a început să-mi explice el cu ce ceasuri trebuie să poarte un bărbat și toate astea. Zic, bă, și tu te dai la mine? Ce-i cu toată lumea asta? Bă, nu înțelegeam, mă, ce se întâmplă. Efectiv, înțelegeam. Eram Delia, când intră să cânte. După aia m-am dus să vorbesc ceva cu Ionuț. El era înconjurat de niște fete. Una s-a băgat dintr-o dată, a renunțat la Coco și la Ionuț și a zis, hei, eu te știu pe tine. Bă, ți-am zis, iad. Iad în modul ăla plăcut, la care visăm toți, știi? Din, seara asta, băiatul meu e fin. Nu știu de ce am simțit nevoia să plec de acolo, să mai intru o dată în club. I-am zis lui Ionuț, bă, eu mai stau puțin și plec, dacă nu cântă Delia, aia, am ratat-o. Dar era deja 1-2 noaptea, care pentru mine era obositor. A doua zi plecam la Botoșani, era un drum destul de lung, mai aveam niște spectacole acolo, foarte... Plus că cu o seară înainte a avut să iese spectacol la Teatrul Luceafăr. Nu, seara, da, corect, era deja după 12 noapte la Teatrul Luceafăr. Care... Delia pe la 3 a intrat, câte mi-aduc aminte. Da, eu n-am prins-o. N-am prins-o pe Delia. Adică nu. Dar de ce? Nu, am prins-o pe Delia. N-am ascultat-o în club, dar zic de ce, bă, care sens și asta. Când ok. Povestea cu soția mea rămâne în picioare, frate. Eu doar o umflu, o cresc. Deci, dacă... Ea la un moment dat apare în poveste, da? Ea apare, da, da. Deci da. Nu e clickbait. Nu e clickbait, nu, nu. El nu. Chiar e căsătorit. Chiar sunt căsătorit. Nu am făcut și religioasa ca să am verighetă, dar va urma. Bine, și nici bani de verighetă acum. Și asta e o problemă. Am zis prima dată, hai mă, ne luăm așa și că-i mai simplu. Una o purta în curând, azi e vineri la nevastă. Dar era mai ieftin un pic să semnezi decât o verighetă, îți dai seama. Nu? Logic. Un pic spark. Și fix atunci, după toate tentațiile astea, știi, de mă simțeam la Insula Iubirii, trebuie să apară la un dar Radu Vulcan, mă așteptam de nicăieri, știi, pentru că tot veneau femei, adică pentru mine trei femei să vină într-o seară să te abordeze ele. Eu nu mai văzusem, nu mai pățisem. De regulă, eu trebuia să mă duc să abordez, eu știu că nu sunt un bărbat extraordinar de frumos, nici material nu ai ce lua de la mine, că căcat, știm cu toții că conduc un Golf, așa că, și atunci nu conduceam nimic, adică ca să ne înțelegem, și intru în club. Zic, mă duc să văd dacă cântă Delia acum, dacă nu cântă, eu sunt genul ăla de om, ai dreco, dacă îi dăm drumul, știi? Și intru în club și... Bă, m-am intersectat cu ea, venea dintr-o altă parte. Ea între timp îmi scrisese mie un mesaj. Hei, bună, ai masă în fața mea, ceva de genul. M-am uitat la mesaj, m-am uitat după aia, eu nerecunoscând-o din poze, eu nu mai știam că am vorbit cu ea cu, nu știu, o săptămână, două, trei. Că dacă eu când am intrat pe Instagram-ul ei n-am văzut poze dezbrăcate, am fost la modul aia. Asta cine știe. Da, la față drăguțic așa, dar n-avea chestii pe ea. Goală, colanți, nebunii, ceea ce eu asta eram în perioada aia vieții, știi? Mm-hmm. Să văd cum arată, nu știam că face sport, nu știam nimic. Era într-un niște rochii și avea 6-7 poze în total, știi, în genul ăla de Instagram cu 100 de followers, câțiva prieteni, genul ăla. Eu până atunci numai babardeală. Și într-un club, bă, și nu știu cum a fost, cum ne-am intersectat și când s-a întors și m-a privit, adică ea venea cumva de la baie, cum e acolo, sau de afară, nu știu, urca scările alea, tu știi foarte bine locația, eu veneam de pe terasă și ne-am intersectat. Și ea s-a uitat cumva la mine, eu m-am uitat cumva la ea, gândul meu am fost în cap, cum eram îmbrăcat în seara, nu știu ce pornăciune. După tot ce văzusem pornăciune și am fost, ce pornăciune, am avut așa. Și ea s-a uitat mare la mine cunoscându-mă și, bună, ți-am scris pe Facebook, nu știu, și am început un small talk, știi? Ea era îmbrăcat într-o fustă de piele, eu la piele am o sensibilitate așa, cum să zic, eu și pe Ștefan Bănică când îl văd în pantalonii de piele, în fin, când seara aia și eu eram îmbrăcat în pantaloni de piele, by the way, de mi-a aruncat ea până la urmă pantalonii de piele, adică a zis că i-a plăcut tot numărul meu, dar când m-a văzut în pantaloni de piele a zis, ești groaznic. Și trebuie să recunosc, a fost dragoste la prima vedere, nu mi-am dat seama mult timp că a fost dragoste la prima vedere, dar nu știu dacă ați trăit sentimentul ăsta, când ai un eye contact cu cineva, stai câteva secunde și bă, e o, nu știu, o transcendență așa, eu nu credeam în asta, nu credeam că există, nu știu ce, mi-am dat seama foarte târziu după ce mi-am dat seama ce se întâmplă de fapt între noi, știi? Și am început să vorbim un pic acolo și am zis, nu vrei să ieșim afară, că e gălăgie, că era bubuială, că nu știu ce, și a ieșit așa afară, știi, fusta aia decoltată, cum era ea, cum... și a stat cu mine mult, am stat și am povestit pe afară. Pe terasă acolo? Pe terasă.
pe terasă acolo. Și a analizat. Nu, că e un aspect important, dacă era pe terasă sau în fața ușii. Știi? Nu, era pe terasă, era pe terasă. Sta cu mine să fumezi, era frig, era 4 noiembrie. Bă, e frig. Și mai ales la Iași, că e mereu mai frig decât în alte părți. Și am povestit, nu știu, diverse lucruri, small talk, eu în oboseala mea, și ne uitam și mi-au aminte că făceam foarte tare mișto de multe din fătucile alea care treceau cu bendeac și cu flic. Cumva la un moment dat, ei săraci doar ieșeau să fumeze o țigară, dar erau niște femei în energia aia sexuală care nu știu ce voiau să obțină, nu știu ce vreau să... Erau toate... Băi, îți dai seama la un moment dat, probabil, știu, cabrua. În fin, și făceam mișto de toate lucrurile astea. Și la un moment dat i-am zis că, bă, eu trebuie să plec, eu mă duc la somn, că mi-e somn. Și a început Delia să cânte pe la 3, cum ai zis tu, și eu am plecat pe la 3 și un sfert. Nu m-am mai interesat de Delia, adică atât de tare mă prinsese discuția cu soția mea, încât am stat și am vorbit acolo, nu știu, vreo jumătate de oră, dârdâia, mâncați așa, sacrificii, să vezi sacrificii, dârdâia, tremura și zic, sigur nu vrei să intrăm? Nu, că sunt ok. Sigur nu vrei să-ți dau pantalonii mei de piele? Sigur nu vrei să... Și eu eram fără geacă, știi, geaca o lăsasem pe la garderobă, nu știu pe unde. Și mie începuse să-mi fie un pic frig, ea fiind super friguroasă, văzând acum. Și dârdâia, a stat cred că 25 de minute, 30 de minute acolo cât am stat afară, dârdâind doar ca să stăm să petrecem timp împreună, știi? Și la un moment dat am zis că eu plec acasă, m-am chinuit să dau noroc cu Ionuț și Coco, pentru că erau înconjurați. Deci erau lipiți de perete și erau înconjurați de fete. Bă, o să zică lumea acolo că e Sodoma și Gomora. Nu știu ce o să creadă. Nu, mă, acum. Țin minte momentul ăsta, asta pot să-l confirm, da. Nu știu ce o să creadă lumea. Mamă, ce ciud am avut în seara aia. Bă, că-mi și plâns dacă n-aduc aminte. Serios vorbesc. Asta da. Trebuia să o păstrez pentru podcastul de ziua mea de anul ăsta. Dar mi-am adus aminte de aia că uitasem povestea asta. Serios. Dar nu știam că e atât de aia, că mă gândesc că Delia vine destul de des, adică nu e o raritate. Mamă, s-a întâmplat odată să... Dar nu știu, seara aia a fost... Nu, dar mi s-a întâmplat, era contextul vieții mele de așa natură atunci, știi? A, am înțeles. Numai dacă vine Delia, nici mă duc. Da, am înțeles, dar e mult mai lejer. Mă duc că n-am eu chef, mine... trebuie să fie eveniment că am ieșit eu în clubul ăla. Da. Aia și e... pentru mine era foarte important, vedea că era idol cumva. Ministru pe comedie. Da. Și asta și mai ales că ne cunoscusem la umor într-o formă sau alta, că limitasem eu, că nu știu ce, dar eu am fost mereu rușinos și reticent, că cred că aș fi putut să stau cu ei cumva. Și pe Flick îl știam, mai colaborasem, mai lucrasem și l-am puii mei, dar și acum mi-e rușine așa cumva să mă duc. Știi? Adică încă n-am deschiderea asta de, bă, pot stau și cu să revenim și la subiectul ăsta. Vreau să aud povestea cu soții. O termin. Nu, gata, e pe final, e pe foraș, că restul e istorie. Și am plecat acasă. E istorie, n-ai voie să spui. Da, nu pot să zic tot. Am plecat acasă, am cetuit foarte, foarte mult. Mi-aș fi dorit să ieșim undeva, dar unde dracu să mai ieși la 3 jumate să vorbim, să nu știu ce. N-am făcut fazele alea cu hei, știi, că o fi, că o pățin. N-am așa, dar mi-a dat o emoție foarte, foarte bună, știi? Foarte bună. Și am vorbit și a doua zi, și a treia zi, și cât am plecat eu în turneu. Și bă, era ceva, era un sentiment mișto, dar în același timp amândoi cumva eram resemnați în timp ce vorbeam, că tu ești la Iași, eu sunt la București, șansele sunt foarte mici, adică nici măcar nu ne gândeam la asta, doar trăiam povestea aia cât ne vorbeam și cât de tare ne distram. Și mi-a plăcut așa, mi-a plăcut foarte multe lucruri la ea, știi? Cum știe să asculte, eu fiind obișnuit să vorbesc, știi? Mă completa din multe puncte de vedere. Și am vrut așa vreo săptămână și ceva și eu apoi iar aveam turneu, plecam la Brașov. Și a făcut ea sacrificiu și a venit cu autobuzul la Brașov. A venit 5-6 ore, a stat 8-10, să zic așa, adică că a ajuns foarte târziu vine, că și eu a doua zi plecam, adică ajungeam vineri la Brașov, sâmbătă plecam și ea treia să plece, știi? Și a plecat a doua zi tot cu autobuzul, încă 5-6 ore, înapoi la Iași, știi? Și cumva declicul nu s-a produs neapărat, adică ne-am simțit foarte bine, am petrecut timp împreună, deși atunci cumva m-am dezbrăcat așa de tot ce încercam să par în fața unei femei, pentru că cu toate încercam să par ceva mai puternic, mai nu știu ce, adică cu ea, la un moment dat am băut vin fiert, mi s-a făcut rău. N-a avut ceva vinola, cu oboseală, și am mâncat tot fructe de mare, ceva, că la mine pare că nu priesc, am mâncat de ăștia creveți și am vomitat. Să vomiți la o primă întâlnire cu cineva e penibil, știi? Și mai ales în camera de hotel. Înțelegeți voi mai departe. M-am dus, am vomitat la baie, îți dai seama că după aia eram tot palid, alb la față. Ea a avut așa un sentiment super matern față de mine. Am plecat la sală, înainte să mergem la sală am băut două căni de vin fiert.
Și pe scenă, mi s-a făcut rău pe scenă, a fost singura dată când mi s-a făcut rău pe scenă. Și din material de 25 de minute, știți cum simțeam că urcă rău? De aici, așa, știi, ați jucat jocul ăla cu sticlele de treia să umpli cu bere, așa, o sticlă, era un joc de ăla cu mouse-ul, cu nu știu ce. Da, trebuia să prinzi da, și la un moment dat apărea una în țâțe goale. Și în dreapta undeva să umplea o sticlă, cumva așa. Așa simțeam eu că se duce rău ăla. Eram la modul, primele 5 minute am fost la modul, parcă mi-e un pic rău. În mintea mea, știi, astea erau conversațiile cu mine. Un pic rău așa mi-este. După aia tot mai urca. Bă, mi-era un pic mai tare. Nu mi s-a mai făcut rău pe scenă, căcat în fața la 400-500 de oameni, erau ceva de genul, într-o sală mare filarmonică. Teatru Sica Alexandrescu din Brașov. Nu știu, nu asta. Nu e așa de frumos ca Teatrul Luceafăr. O, ți-am povestit de Luceafăr, ce fain e. și bă, până la urmă, din ultimele 10 minute, m-am dus direct la ultima glumă, că simțeam aici aveam dopul. M-am dus la ultima glumă și ultima glumă am zis-o jumate. Și am văzut, mulțumesc, și am fugit, pentru că era o scenă foarte lungă și simțeam că vomit acolo. Am intrat așa cu capul în ușă, efectiv, și m-am dus direct în baie și am vomitat acolo. Și îți dai seama, m-am văzut în 8, nici 8 ore, că din 8 ore poate 4 le-am dormit, știi? În alea de 2 ori când am vomitat, deja... M-am dezbrăcat de tot ego-ul ăla pe care l-aveam, știi? Mai văzut cum am vomitat, mai văzut că mi-e rău, am mers și la farmacie după aia împreună, știi? Și s-a armonizat, s-a creat altceva decât ce voiam eu. Adică visam la o noapte de aia de nebunie, de seara asta a venit aici, cameră de hotel, momentul, știi? S-a transformat în cu totul altceva. Și na, de aici a început așa o poveste. Și următoarea dată am mers eu la Iași, am făcut eu și m-am cazat la Unirea. Ok. La Unirea, unde pentru mine se părea că era ceva de bogat. Cred că e ceva de bogat în centru, acolo. Este, da, nu? Prețul e de bogat. Da, era un preț, adică am făcut sacrificiu ăsta financiar, știi? Nu înțelegeam de ce îl fac, dar am zis, bă, e moment. Adică te-ai dus la Iași fără un show, te-ai dus ca... Bă... Da, a luat avion pe vremea când era Blue Air-ul, că ăla era mai ieftin. Dumnezeu să-i odihnească. Dumnezeu să-i odihnească. Ce prețane-s la Tarom acum. Da, ne omoară. 12 milioane m-a costat să beau la Iași cu 2 săptămâni. Numai avion. Avion. E, băutura era moca la Time Out. Cred că am avut spectacol la Time Out odată. Nu sună cunoscut. Nu se mai fac acum. Mm-hmm. Am... Spectacolele sunt după 2 noaptea. Acum. Ok. Spectacol. Atunci începe spectacol. Și-a luat pe un prieten bătaie de curând în Iași, adică de curând la câteva luni. În fine, și s-a dezvoltat o... V-am zis că exact ca în orice roman, finalul nu e cel așteptat. Dar cam crescut-o. Dar nu, cum ai adus-o la București? Asta e. Cum am adus-o la București? O altă întâmplare foarte drăguță. N-avea planul ăsta, prin seama, avea job acolo, n-avea sens. Asta se întâmpla în decembrie, ne-am făcut vacanța împreună, deci în noiembrie noi ne-am cunoscut. În decembrie am făcut vacanța împreună. Unde? În Roma. Am mers în Roma. De unde bani? Locuia maică-mea acolo, locuiește. Nu, bă, m-am dus așa, știi? Numai că am avut un apartament al nostru unde am stat, știi? Nu mai știu cum a fost contextul, n-am stat gen cu ea. Dar am făcut sărbătorile împreună. Și ea, săraca, n-a zis că ea mai fusese în Roma de 15.000 de ori, că, mă rog, un fost, tot în Roma, tot, părea că îi trece așa. Trebuie să-ți spun ceva, George. Da. Zic, nu, cea, nu. Da. Nu, un iubit. Da, vezi 15 tu ani. Că n-a putut să-mi zic, era prea proaspătă treaba. Noi ne văzusem deja, era cred că a treia oară când ne vedeam sau a patra oară când am mers în vacanță, știi? Mie mi s-a părut super tare, mergem în Roma. Doar că cu mine a făcut altfel de activități față de în trecut. Adică am mers la Muzeul Vatican, unde a fost super interesant. Pe partea asta mai mult de cultură. Padre nostru, che sei nei cielo. Tot ce înseamnă. Știm Vaticanul că e monstruos așa. Adică am văzut altceva. Am făcut cu totul altceva. Eu fiind pasionat așa de istorie, ea n-a fost niciodată pasionată de istorie, dar am făcut-o să fie cumva cel puțin atunci. Știi? Și a zis că a trăit altfel de momente. Numai că am mai locuit apoi la mine încă vreo săptămână, să zic așa, că încă avea concediu. La București, da. Ok. Într-o chirie semi-infectă, într-un apartament semi-infect, îți dai seama, de burlac, cu o curățenie făcută la nivelul, nu basic, minus infinit. Adică dacă intra Mr. Proper acolo, își motroia cu mine, înțelegi? Era... Își dădea demisia. Își dădea demisia, era treci capră. Astăzi stai capră și dai cu soluția mea. Și am locuit și după aia era foarte ciudat sentimentul că cumva ne despărțeam, în sensul că ei ar pleca la Iași,
Eu rămâneam aici, deja început să ne apropiem super tare după ce petreci 2 săptămâni zi de zi cu o persoană, bă, devine o apropiere, știi? Și era sentiment frustrarea asta, că de bă, de ce ne-am... Adică chiar pare că în sfârșit ne înțelegem și eu și tu, știi, ne înțelegem noi super bine împreună și e despărțirea asta. Șansele să ne mutăm, nu, nici nu se punea problema, nici nu înțelegeam amândoi dacă există loc de așa ceva. Nu, noi n-am avut așteptări. Primele alea, o lună jumate până să, sau două luni până să ne mutăm, noi n-am avut nicio așteptare de la relația asta. Noi eram cu emoția de când se termină, se termină. Uh-huh. Aia e. Atât a fost, a fost foarte frumos, m-am simțit foarte bine, dar poate să se termine în orice clipă, că mai ales că ea la mine putea, credea că o să apară în orice moment altcineva, eu mergând prin țară și credea că dacă, cum am cunoscut-o pe ea în Iași, o să cunoști pe altcineva, să se dea dracu dacă din ziua aia mi-a mai scris mie cineva pe Instagram. Deci dau cu, arăt exact cu tot ce am, nimeni nu mi-a mai scris, știi? Și bă, revenind cum a ajuns ea să se mute la București, la un moment dat a rămas fără job, adică fix cum s-a întors, a avut ea o problemă la muncă și a rămas fără job, adică nu mai era convenabil deloc și a căutat vreo 2-3 săptămâni job în Iași și nu a găsit, adică nu a găsit nimic pe ce îi plăcea și a sunat dintr-o dată de nicăieri un telefon din București. Nu pus de mine, nu aranjat, nu nimic. I-a sunat un fost patron din Iași care se mutase în București cu firma, nu știu ce, cu care lucrase cu ani buni în urmă. A sunat că uite, bă, am nevoie de așa, de o fată, nu știu, m-am gândit că poate te-ai fi mutat și tu prin București, că vă se miște cechi, sau nu știu cum a fost situația. Și i-a zis, e, da, nu, n-am cum să, adică nu mă mut la București pentru job, nu. Eu am aici familie, am casă, am un, nu se poate, știi? Și a venit de bă, Valentine's Day sau ceva în perioada aia, vreo 3 zile la mine să stea. Și i-am zis, eu nu mai știu cum i-am zis, da, hai mă să vedem, să vorbești cu băiatul ăla. Da, așa de, știi, să treci, măcar să-l saluți, știi, a fost așa ca o convenție. Și am mers și au zis, au vrut să ia direct acolo, știi? Și a zis, vreau să, gata, te angajez pe tine, nu mai există alt caz, nu mai stau să fac, știi? Și a zis, băi, stai că eu am, i-a venit cu un rucsac. Că cum vii, că veneai la Blue Air cu un rucsac 3 zile, ce ai bine, într-un rucsac? Bine, o femeie chiar și pentru 3 zile, îmi imaginez o dubă așa. Nu. I-a venit cu Blue Air-ul, dar... Băi, e culmea... Cânta DPD-ul ce-a adus? Veneam așa... Nu, că a fost situația de așa natură încât a venit ți-a zis cu rucsacul, nici nu era în plan să mai meargă la acest interviu, că a zis, bă, n-are sens, nu știu ce, și nu mai știu cum a venit, hai mă să mergem, hai că tot era și în drum acolo, știi cumva. Dar nici tu n-aveai speranțe că o să facă pasul ăsta, nu? Nu, dar nici eu n-aveam în cap, n-aveam o strategie, n-aveam un plan, n-aveam 24 de ani, n-aveam nicio, că să mă mut, nici nu știam dacă vreau, dacă nu vreau, efectiv, habar n-aveam de nimic. Și am mers pe acolo, am zis, măcar să-l saluți, că așa e frumos, dacă zici că e fost coleg sau nu știu ce, hai să-l salut. Și am trecut pe acolo și a zis, am nevoie urgentă, îți dau, i-a propus o sumă frumoasă, a fost totul super, super ok, dar era foarte panică, păi stai că eu n-am haine aici, ce fac, cum fac, nu știu, o sunam pe maică ta să-ți trimită de la Iași. Și i-au trimis haine prin microbuze, prin părând, așa, știi, când își dădea seama, bă, că n-am ghete, bă, stai că n-am, nu știu ce. Și ne-am mutat de momentul ăla. Adică ea nu s-a mai întors și a luat biletul și n-a mai luat biletul de întors. Adică parcă era cumpărat biletul de întors, dar nu s-a mai întors cu avionul. N-a mai lăsat. N-a mai pot să plece. Și de atunci am locuit împreună. Deci eu dacă aș fi privitor la podcastul ăsta, aș rămâne până aici ca să văd. Adică merită finalul ăsta. A fost... Știi de ce e mișto? Pentru că sunt niște lucruri care s-au... așezați sau aliniatele, da, într-un mod în care nici nu-ți explici, da, cum s-a petrecut. Păi, în primul rând, eu nu trebuia să ajung în club în seara aia. N-aveam ce să caut în club, nu voiam, nu mă simțeam bine. Deloc. Eram foarte obosit după niște zile de turneu care îmi căzuse în picioare. În al doilea rând, voiam să plec mult mai devreme după ce am ajuns, știi? Și nu dădeam nas în nas cu ea. În al treilea rând, dacă nu dădeam nas în nas cu ea atunci, pe culoarul ăla, efectiv, ea coborând de jos sau ceva, nu mai știu, lăsase ceva cuiva, că mi-a curcat scările alea. Și dacă nu dădeam nas să nasc cu ea, eu șansele să mă duc la ea în club sau ea să vin la mine era foarte mici. Eu eram foarte crispat, panicat de oameni mulți. Eu nu trec niciodată în club dacă tu îmi zici, bă, George, vezi că sunt partea elaltă de club, hai încoace, eu nu vin. Niciodată. Adică asta este știută despre mine în cer. Nu vin, mă ia panic. Dacă e liber, da, vin. Dar dacă e, hai să dăm o tură de club, ceea ce eu nu înțeleg, n-am înțeles-o niciodată și nu o să o înțeleg. Hai să dăm o tură de club. Știi, oamenii care sunt... care efectiv îți gelatină prin club, așa, doar asta fac și îndreaptă spatele și îl strâmbă, doar ca să treacă printre alți oameni, ca să se întoarcă din punctul în care a plecat. De ce? Când nu... vezi lumea. Intru pe Instagramul lor.
Eu sunt și foarte psihopat și antisocial din multe puncte de vedere. În fine, șansele au fost foarte mici. Șansele la fel erau foarte mici. Lasă, din momentul în care v-ați întâlnit, că v-ați întâlnit, dar ceea ce s-a întâmplat după, adică faptul că ea a rămas fără job, da, n-a da. Găsit job la Iași, a apărut oportunitatea asta de nicăieri de la da, București. Da. Interviul era taman când ea era de ziua îndrăgostiților la tine da. La București. Da. Bă, chestiile astea sunt niște lucruri pe care era... Nu trebuie să fii paranoic ca să te gândești că... Da. Nu, s-au legat, frate. Pentru că eu mai întâi am luat biletele de avion, că le-am luat un pic din timp, și după aia a sunat telefonul. Uh-huh. Adică n-a fost o chestie de gândită, nu știu ce, păi hai, dacă tot te-a chemat, hai să-ți iau și bilete de avion. Nu, a fost clar, ne vedem de Valentine's Day, că nu ne mai văzut de o lună, uh-huh. știi? Și după aia a sunat nu știu cum telefonul ăsta, știi? Chiar nu mai știu dacă a sunat atunci foarte aproape, pentru că ți-am zis, a fost o chestie de legat așa, super, știi? Uh-huh. Și ea n-a prea vrut și eu am zis, bă, da, hai să... Așa și am mers acolo și s-a legat perfect. Și chiar a fost un job foarte bun pentru ea, știi? Adică a fost super mulțumită și am învățat foarte multe lucruri împreună. Ea a locuit foarte mult timp cu părinții, a cam avut totul făcut așa cumva, știi? Adică n-a avut probleme de astea, n-a se implicat foarte mult, n-a deveni o femeie casnică sau, mă rog, să știe să facă mâncare, tot felul, să aibă grijă de o casă, cum mai au femeile. Eu nu prea știam ce înseamnă responsabilitatea bărbatului, n-am ocupat de detalii, că în afară de a plăti o chirie nu prea știam să fac altceva, să mai duc și la cumpărături, nu știu ce, burlac, sun, vine, nu era, atunci încă nu era moda asta. Bine, cu... Acum depinde pe cine întrebi, că nu e chiar responsabilitatea bărbatului să ducă la cumpărături. Nu în sensul ăsta, în sensul de aduce animalul pe masă, ești vânător, tată, tu aduci banii, tata, știi? Și am învățat, ne-am armonizat, ea a învățat într-un... Adică a mers tot așa ca la pedale la bicicletă, știi? Mm-hmm. Oamenii evită să vorbească despre chestiile astea, pentru că acum nu mai sunt sarcini împărțite sau chestii de astea, știi? Nu mai e că, mamă, neapărat bărbatul trebuie să lucreze și femeia asta acasă sau nu știu ce. Nu, ea muncea, dar făcea și chestii în casă, eu o ajutam foarte mult, adică eu și acum seara, când ea are programul prelungit, adică începe gen la 2 după masă și termină la 9 seara, eu seara e seara mea de paste. Adică se știe, când vine acasă, pastele sunt făcute, că nu știu să fac foarte multe lucruri, știi? Sau spăl farfurii sau fac chestii de astea, știi? Mm-hmm. De asemenea, eu când vin în turneu găsesc mereu lucruri făcute și ca și în alte zile. E o poveste frumoasă, nu are un twist din ăsta de mamă, dar nouă ni s-a legat totul. Într-adevăr, ni s-a legat, dar am și muncit la relația asta. Adică dacă pentru mine a fost o lovitură în ego când mi-a zis ea, dar eu am fost la Brașov, acum vii și tu la Iași. Am fost, păi, stop, cum adică, nu făcusem sacrificii din astea, să iau eu avion, să mă duc pentru o fată, să nu știu ce, bă, dacă se nimerește să ne vedem undeva, bine, dacă nu, nu, știi, aia e. Și am făcut, faptul că eu am făcut pasul ăla și că nu a fost așa o chestie, adică, bă, te îndrăgostești cineva de la Timișoara, știi, te duci dacă îți place, sau, știi? Adică faci pasul ăsta, asta ține de bărbăție din punctul meu de vedere. Da, deși ce s-a întâmplat la voi a fost o conjunctură foarte fericită. În general, da. Relațiile la distanță... Da. Eu trecusem statistic prin... vorbind, da. Nu decurg astfel. Eu trecusem prin două relații la distanță și când am plecat de la liceu la facultate și deși mergeam foarte des acasă față de cum o vedeam cu Lorena acum, știi, n-a funcționat și eram foarte dezamăgit așa de principiu de relații la distanță. Bă, n-are cum să meargă. Dar... Mi se pare că dacă faci ce trebuie, prin mesajele alea scurte pe Messenger, adică cât vorbești zilnic cu omul, prin telefoane, prin video, prin ce vă vorbiți voi, și dacă faceți pași unul spre celălalt să vă înțelegeți, n-are cum să nu funcționeze la un moment dat, știi? Nu știu. Na, cred că sunt cazuri și cazuri, nu pot să zic în toate cazurile așa, știi? Nu știu, la noi... Și eu sunt foarte atent, adică dacă discuția asta s-ar fi petrecut la șpriț, dar fără camere... Da. Aș fi fost mult mai categoric când ați spune de ce cred eu că în relațiile la distanță, știi, Feliselos Quattro, Aluma Luma. Da. Toți fericiți. Da. O dată și a doua oară, da, sunt foarte atent la ce spun într-o chestie de genul ăsta, pentru că sunt convins că probabil la noi în momentul de față se uită oameni care au relații de astea la distanță și
pe care chiar nu vreau eu să-i descurajez, pentru că, Doamne ferește, se poate întâmpla, sunt o chestiune exact cum ți s-a întâmplat ție, da, care este miraculoasă din punctul meu de vedere. E o chestiune foarte mișto, dincolo de toată hăhăiala pe care am tras-o noi până în momentul în care am aflat deznodământul poveștii. Da, 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 da. E o chestiune foarte mișto, care n-are cum să nu te impacteze, chiar și ca și ascultător și ca și privitor al ei, al poveștii. Credem foarte mult, sau cel puțin ce mi-ar plăcea să-i las așa pe oameni vis-a-vis de treaba asta, e că vorba asta românească, speranța moare ultima. Bă, trebuie să rămână vie. Adică noi, deși nu vedeam predictibil cum putem face această relație să funcționeze noi fiind la distanță, noi credeam undeva în interiorul nostru că... Da, ați crezut amândoi. Am crezut amândoi, da, da. E foarte important. Adică nu vreau să generalizez treaba asta cu relații la distanță, că eu veneam din 2-3. Bă, dar din 3 relații la distanță sau 4 câte am avut, uite că una a funcționat. Deși după 3 eșecuri totale, cu înșelat cu cel mai bun prieten, cu la modul ăsta, știi, eșecuri. Adică eu eram acolo și eram înșelat. Cum adică? Am fost înșelat cu cel mai bun prieten. Așa că ești măruță din mine. Doamne măruță. Dar trebuie să mai bagi și prieten dacă vrei să fii măruță. Trebuie odată la 5 minute trebuie să mai intri niște prieteni. Nu mai ești singuri. Ah, ok. Bine. Deci tu chiar ai prieteni adevărați. Momentan ăștia singuri. Ah, ok. Acum, oricum ceilalți cu care suntem în discuții în momentul de față nu propun să dea cadouri, deci... Nu contează, putem să-i menționăm. Tu poți să iei ceva de la acei prieteni care e al tău și să zici uite asta de așa, bă, de George, vezi că nu-s chiar, e că sunt prieteni, dar sunt cunoștințe. Te văd așa, știu că ai show după asta. Nu, că beau acolo, beau la... Pornește aplicația Nincioni. Dă-i drum, apasă pe buton. Aia galbenă, care stau cu ucrainienii. Așa. Deci cum adică asta cu înșelatul cu cel mai bun prieten? Uite, asta abia mi se pare o chestiune care poate să îngenuncheze un bărbat. M-am genunchiat înainte de bacalaureat, s-a întâmplat chestia asta. Înainte de ajuns comedian. Cu 2 săptămâni, nu știu, nu, habar n-am, nu. Îți dai seama că am privit o tristețe toată povestea atunci. Adică pe mine m-a îngenunchiat, eu am avut atunci un boost, o ridicare fantastică. Cu 2 săptămâni înainte de... Nu mai știu. La final de clasa 12-a, știi că se termină școala mai repede în clasa 12-a. Cumva că tu trebuie să te pregătești pentru BAC față de restul ea, era, nu mai știu, a 9-a, 10-a, eu eram a 12-a, o chestie de asta, știi? Iubita mea cu care aveam o relație de un an sau ceva de genul atunci, un an și ceva. Bă, la vârsta aia, un an și ceva e mult din punctul meu de vedere, știi, la 18 ani stai un an. Se pare că e o viață. Da, ți se pare că e o viață, cel puțin așa emoțional cu asta o leg eu din perioada aia. Și am plecat în vacanță, am avut noi o excursie organizată toate clasele de-a 12-a în Bulgaria. Era prima mea ieșire din țară, Bulgaria, distracție, numai că ea era un pic bolnăvioară acasă, am lăsat-o așa cu niște, s-au întâmplat niște lucruri, în fine. I-am lăsat laptopul meu, știi, să facă temele, ci, îți dai seama, atunci dacă aveai un laptop era ceva, știi? Erai cineva, știi? Eu aveam laptop, că maica mea lucra în străinătate. Laptop, nu laptop. Avea grijă de femei bătrâne, îți dai seama, și permitea să-mi iau un laptop, adică din spălat acolo jos ieșea așa un laptop în fața mea, știi? Mi-a luat la maica mea atunci, ei l-am lăsat în, nu mai știu cum, când m-am întors am văzut un pic schimbat așa atitudinea ei, dar chestiile alea, perioada aia când te schimbi ca om, azi ești ok, mâine te enervezi, cum zic eu în stand-up, e tranziția aia bruscă de la cipicaua la bere, știi? Efectiv când nu-ți mai convine nimic, mulți hormoni, mulți nervi, toată situația asta. Și am plecat de la Tulcea, că eu făceam liceul la Tulcea, am plecat acasă la Turcoaia. Și la Turcoaia când am ajuns, eu tot vedeam schimbările astea de comportament, mie mirosea ceva, că mereu m-am luat după intuiție și nu m-a înșelat niciodată, mirosea ceva, nu mai știu cum ea rămânând acolo, na, nu ne-am mai văzut la Tulcea, adică nu mai stăteam zi de zi bot în bot, am rugat-o să-mi trimită laptopul că aveam nevoie pentru BAC, mi-a trimis laptopul și s-a uitat logată pe Yahoo Messenger sau ceva. Ok. Și am intrat. Și am văzut mesaje și ce mesaje cu cel mai bun prieten meu de atunci, la care și locuisem și așa. Și era rău pentru mine, așa, știi, cumva. Pentru emoțiile de atunci mă refer, știi? Și cum ai procedat? Mă, prima dată i-am sunat pe amândoi, deși ea cu un telefon înainte, adică cu 10 minute înainte, când o acuzasem eu de niște lucruri, când miroase mie ceva, nu. Și când am sunat-o și i-am zis exact toate conversațiile, le citeam așa,
Asta e, ce să fac, nu știu, ce știi, o atitudine de aia, de defensivă, de clasa 9-a, 10-a, căcat, despre ce vorbim, înlemnisem, îți dai seama, l-am sunat pe el foarte dezamăgit, îmi treceau tot felul de filme prin cap, să fac, să dreg, să-i distrug, să-i, nu eram eu, n-am avut niciodată, e, la mine e numai gura, eu sunt genul ăla de câine care latră, nu mușcă, am suferit teribil, adică la vârsta aia teribil, pentru că iubeam foarte mult pe fata respectivă. Doar că eu aveam bacul și eu nu prea învățasem atât de mult, știi? Adică am fost ilitor la viața mea, nu prea învățasem și a trebuit să mă scutur de toată treaba asta cumva, cu tot plânsul zilnic și cu toți nervii, nu știu ce, și să mă apuc de bac. Și am învățat pentru bac și l-am luat cu, nu știu, aproape 9, 8, 98, care, mă rog, a fost pentru mine destul de, de bine. Și asta a fost, n-a fost o poveste uriașă. Și m-am, în timp m-am împăcat cu, la vreun an și ceva distanță, cu prietenul ăla. Nu am mai fost atât de bun prieten, că și viața ne-a despărțit. Adică el s-a dus într-o facultate în altă parte, nu știu ce. Ca să înțelegi, prietenul ăla, nu zic, sper să nu mă caute după aia, a lucrat la SRI o perioadă. Okay. Deci el știe mai multe lucruri despre mine decât știu eu despre el. Dar nu, eu nu am fantastic. Dacă lucra la brigada antitero... Nu știu, n-am aflat niciodată. N-am aflat niciodată. Dar chiar cred că are și a avut o carieră de succes. Îți dai seama, vorbim de 10 ani în urmă. Nu, 11 ani în urmă. Ok. Bă, în 11 ani se schimbă lucrurile. În 11 ani te și pensionezi de la serie, deci, da. Probabil. cu ea, după aia m-am împăcat. A fost o situație de asta. Dar pentru un copil de 18 ani, să fii înșelat cu cel mai bun prieten, din punctul meu de vedere, e un pumn în stomac. Cred că e mai grav un pic să fii la 30 de ani când deja ai copil, ai casă, nu știu ce. Știi? Dar și la 18 ani e o altfel de durere, nu știu cum să zic. Parcă ești mult mai emotiv atunci. Măi, aici ești mai rațional, suferi rațional. La 18 ani cred că suferi mai mult emoțional. Ești, de ce, Doamne? De ce mi s-a întâmplat mie asta? Oricum, în ambele cazuri e nasol. Mm-hmm. Bine, aici cred că... E foarte important modalitatea de răspuns asupra situației. Da. Nu de răspuns al tău în fața oamenilor respectivi, ci cum reacționezi tu într-un context de genul ăsta. Pentru că eu știu și văd foarte mulți oameni care într-o astfel de situație complicată din punct de vedere sentimental ajung să fie doborâți pur și simplu. Și oameni care sunt foarte puternici. Da. Am fost. Sau erau, păreau foarte puternici, cine știe. Am fost, dar e și vârsta care te ajută să te regenerezi, adică în continuare îmi păstrez opinia că la 30 și ceva de ani să fii înșelat sau să ai deja o căsnicie, să fii implicate și alte lucruri, e mult mai dificil. Eu dacă mă întrebai la vârsta aia că i s-a întâmplat altcuiva, că era, se întâmpla o chestie asta, să fii înșelat cu cel mai bun prieten, adică la noi acolo cel puțin în zonă se întâmpla destul de des, știi, acum o vedeai 4 ani pe ea cu... Radu și după aia îl vedeai cu George, știi? Și erai, bă, dar stai, voi nu ați pe făcut revelioane, pe, cum? Între timp s-au căsătorit unii dintre ei în zona asta și eu încă mă uit. Am văzut relații între oameni de acolo de 10 ani. Deci de la 14 ani până la 24 și la 25 s-a însurat cu cel mai bun prieten din gașca lor. Bă, ceva mindfuck, știi? Și am mai auzit povești de genul. Cred că aici e vorba despre... cel care acceptă să intre într-o chestie de genul ăsta. Da, contează foarte mult asta, dacă accepti, dacă poți să o faci. Adică eu pe ăla îl văd mai vinovat decât o văd pe ea. E posibil, e foarte posibil. Eu cu ce încerc să-i las pe oameni din toată tristeala asta în care ne-am dus, e că ce cred că în era asta e foarte bine, pentru că e posibil ca unii oameni să se regăsească, să fi pățit, să fi auzit... cum sprijin pe cineva, până la urmă trebuie să căutăm niște soluții la treaba asta dacă noi suntem trecuți, știi că exact, da. Dacă se uită puști tineri de 14-18 ani, care pentru ei emoția asta de a fi înșelat e foarte mare, pentru mine acum s-a vindecat, s-a mai dispersat în timp, dar pentru ei dacă au pățit-o acum sau în urmă câteva luni e foarte mare, adică să nu-i creadă nimeni e groaznic. Pentru că mie taică-mi, maică-mi atunci erau la modul, ei gata, hai treci peste, ia-te cu bacul. Ceea ce atitudinea ce... potrivită, să știi. Da, pentru că dacă m-a ridicat. Stau și te suflă în cur atunci zic, m-au ridicat. Vai, copilul nostru ce-a pățit, el un băiat așa bun și... M-au ridicat foarte tare, doar că atitudinea asta era bună pentru vremea aia. Pentru vremea asta, din punctul meu de vedere, pentru deschiderile de acum, pentru noțiunile de acum, adevărata atitudine mi se pare terapia.
Și când zic terapia, tot ce înseamnă pe partea asta de psiholog, de om care înțelege, care știe să discute cu tine, care n-are programe băgate de părinții lui pentru că a făcut o școală, adică le are, dar el a făcut o școală și știe să le gestioneze, cum e la părinții noștri, de exemplu, adică dacă pe mama, maică s-a crescut-o într-un fel, ea va duce mai departe standardul și îl va proiecta pe mine, știi? Ori la terapie e altceva. Adică am dat exemplul ăsta când mergeam prin școle, am fost chiar la Iași, la Asahi, e un liceu Asahi? Da. Nu? De Gheorghe Asahi? Fost de construcții, da. Ala de vis-a-vis de IPJ, de poliție. Păi nu sunt sigur dacă am fost la Asahi, să nu mănânc prostii. Era un liceu de artă, ceva de genul. A, Băncilă. Băncilă, da. Nu. Asahi, n-am fost în altă parte, în altă oraș, confundam. Așa, unde am întâlnit niște tineri care se așteptau să le vorbim despre, ha, Caterin, că nu știu ce. Am vorbit Caterin, că nu știu ce, dar la un moment dat ne-am dus și niște discuții din astea, eu cel puțin, pentru că am simțit acolo că sunt niște tineri care trec prin niște probleme, adică la vârsta aia, 14-18 ani, sau poate chiar și un pic mai târziu, bă, suferi niște lucruri, întâlnești niște chestii, că e o despărțire a părinților, e groaznic de dureros, groaznic de dureros. Eu am trăit-o și, bă, a fost crunt, adică o rezolv acum târziu din punctul meu de vedere, la 30 de ani și mi se pare târziu. Adică dacă au deschiderea și permit cumva financiar sau găsesc o modalitate, că na, necesită un efort la vârsta aia, e cea mai bună investiție în ei, să o facă. Adică dacă își permit să aibă, nu știu, niște bănuți, să-i bagi în chestia asta dacă au o durere cruntă, pentru că te modelează pe mai departe, știi? Ești trădat cu iubita și toată lumea zice, aia, ce suferi, bă, după aia, că ai nu știu cum, nu știu ce, bă, dacă vezi că tu nu poți să ieși din filmul ăla și suferi luni de zile, balea luni de zile să depun pe organe, mie așa mi se pare, știi? Supărarea aia, oftica aia pe care tu o ții în tine, că poți fi introvert sau extrovert, dar cumva rămâne o oftică de aia care se depune pe sănătate și la un moment dat te afectează fizic, știi? Da. Adică ori o iei pe cealapa și te apuci de băut, ori o iei, te apuci de fumat, ori te apuci de, Doamne iartă-mă, alte nenorociri. Și recomand cu căldură mereu terapia. Cât se poate de devreme, cu atât mai bine. Cu toți avem probleme, cu toți avem metaprograme băgate de părinți, că așa au fost și ei crescuți, așa au știut și ei. Toți avem suferințe, poate să fie o traumă doar pentru faptul că ai fost într-o cameră de spital și te-a traumatizat un doctor cum ți-a vorbit sau habar n-am, multe alte exemple. Recomand căldură terapia, cred că asta este soluția erei noastre. Chiar vorbim și de la țară, că poate acum îți vine în cap ideea de, păi stai mă, și dacă-s de la țară, unde mă duc la terapie? Ce am eu, psihologul satului? Nu există psihologul satului, dar... Nu mă, dar ai tu Caram pe YouTube și te ajută. Foarte... Ai Paul foarte... Olteanu. Exact. Te ajută. Exact. Ai metis ăsta, cum îl cheamă, care la fel. Ai un ajută. Internet întreg, numai să-i asculți pe oamenii aia și să încerci să înțelegi cât poți tu duce în momentul ăla al vieții tale. Ceea ce metis, menis, doamne, ce e aur. Adică cred că te ajută mai tare să te uiți la Paul Olteanu decât, nu știu, tap-tap în geraș și să fie acolo. De... Hai, acum dați-mi trandafirul, dați-mi trandafirul, acum, dacă nu dați trandafirul, mă arunc pe geam și mă și cac pe geam. Nu știu, acum mă cac în capul oamenilor de la geam. Nu știu, habar n-am, că-s mulți din ăștia de mi-a apărut și mie. Da, urmăresc, încerc să înțeleg tot fenomenul, înțeleg de ce există, dar cred că e mai benefică partea asta. Uite, mie asta mi se pare un real câștig. Știi de ce? Pentru că, da, multul lumea o să zică, bă, ce-i cu ăștia, frate? Au început pe o hlizeală de aia, de nu mai știa ce-i cu ei acolo, râdeau, da. Râdeau și draperia în casă. Da. Și au ajuns deodată în tristeli de astea. Să știi ideea că, e că da. Dacă e cineva, iartă-mă, noi nu avem copii, că oricum e sub 18, da. E peste 18 ani conținut. Dar dacă e cineva, nu știu, 18, 19, 20 de ani, de ăștia de-au fentat Google-ul, că sigur îi mai fentează și au 16 ani și se uită la podcast. Da. Dacă se uită în momentul de față și au intrat, că zic, bă, hai să mă hlizesc cu George Tănase, că a fost la Țibul, că de să râdem. Și dacă intră, îl atinge cu ceva subiectul ăsta și acum îl caută, nu știu, pe Tucaram undeva, zic de el, pentru că na, el mi-e cel mai drag. Da, sunt foarte mulți care sunt foarte buni în momentul, sunt și o grămadă de impostori, sigur că da, dar chiar și impostorii aia, dacă îți spun niște lucruri bune pe care le-au mai auzit ei undeva, chiar dacă le spun într-un mod mișto, s-ar putea să te ajute. Și chestia asta mi se pare un real câștig. Da. Chiar mi se pare că inspiră. Iar vorbeai la început despre faptul că ai încercat asta cu podcasturile și ți-ai dat seama că nu-i de tine și nu știu ce. Noi am avut o discuție după ce am fost eu la tine la TVR, înainte de Crăciun. Da. Era și o perioadă așa super emoțională din multe puncte de vedere.
După care când m-am dus acasă, am stat și m-am gândit la discuția respectivă și chiar vorbeam cu Marian și cu Măciucă. Ziceam despre asta, le-am zis, bă, omul mi-a zis niște chestii care pe mine m-au impactat tare. Spre exemplu, cum e asta, cu n-ar trebui să facă podcast, că locul e numai în zona asta de comedie, că nu știu ce. Mie mi se pare că raportat la exemplu meu, la ce am simțit eu de multe ori, noi suntem foarte predispuși să renunțăm sau să ne construim o imagine despre noi prin prisma a ceea ce ne spun alții despre noi. Mm-hmm. Sau, și sunt foarte mulți care pot să-și dea cu părerea. Știi? Da, da, da. Adică eu m-am uitat odată la un episod de la de-a tău, de la când făceai la canal chestia mm-hmm. respectivă, că ați vorbit despre mine cu Mircea Bravo. Okay. Era la un moment dat o chestie în care era un joc cu, cu cine ai vrea să te duci la Hollywood. Ah, ok, da, și am dat o variantă, da. Așa, și mi-am auzit numele acolo, am zis că dă să mă uit. Mm-hmm. M-am uitat și nu mi s-a părut deloc rău. Adică mie personal mi se părea bun și am zis că, da, bă, uite, e o chestie mișto. După care te-am auzit vorbind foarte descurajat fiind de chestiile astea, da, deși da. Am impresia că uneori, cu cât ești mai bun, cu atât începi să te simți mai nesigur. Mie mi se pare că tu ești unul dintre cei mai buni oameni real din toată treaba asta pe entertainment. Adică ai venit cu energie, ai venit cu talent. Pentru că, da, oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să mai ai și talent în chestiile astea. La da, podcast nu-ți trebuie talent. Ba, îți trebuie. Nu prea. Adică, uite, aici e tot de perspective de cum vrei să vezi lucrurile sau cum ți-ai format tu zonele tale, știi? Eu asta am descoperit la mine, știi? Bă, lipsurile astea, nu zic că n-aș putea face pe mai departe. Eu cred întotdeauna că poți face orice în viața asta. Orice poți face. Orice. Și am exemple zeci din punctul ăsta de vedere. Adică o să dau un exemplu, poate nu cel mai bun, dar care mie e foarte apropiat. Eu admir foarte tare doi oameni în țara asta pe partea de prezentare, Răzvan și Dani. Foarte tare. De mic mă uit la ei, de mic îi admir, îs un model pentru mine pe partea asta de prezentare. Ce mi s-a părut mie de mic la ei este că Răzvan a fost cumva mereu mai carismatic, așa, mai talentat, nu știu cum să o definesc, știi? Părea așa, cel puțin în raportul mai Messi. Mai așa, da? Și Dani a fost pe muncă. Mai Dani, Ronaldo. Mai Ronaldo, exact. Messi și Ronaldo. Cam așa aș putea să-i numesc pentru țara noastră. Și pe fizic se aseamănă cu Messi da, și Ronaldo. Da, da, da. Îs acolo amândoi. Și cumva mi-a dat așa sentimentul ăla de ei fiind niște icon în țara noastră, de bă, să poate. Știi? Adică chiar dacă nu am atât de mult talent în zona aia, mă uit la Dani, care poate și el a avut niște lipsuri sau a simțit la un moment dat niște lipsuri și a muncit atât de tare încât acum îi vezi la fel pe amândoi. Adică sunt doi oameni extrem de buni. Și cred că la un moment dat și în școala de televiziune ne-a zis Dani, ne-a dat acest exemplu de am rămas eu cu el, știi? Că mi-a fost profesor la un moment dat la școala de televiziune și am rămas foarte tare atins de chestia asta, știi? Adică cred în continuare că poți face orice suplinind talentul cu muncă, cu multă muncă, știi? Da, ești talentat, ești carismatic, ești nu știu ce, dar nu e suficient. Cel puțin asta e dovedită de la americani, de la țara tuturor posibilităților, cum zice Oprișan mereu, știi? Terminați-vă, bă, cu țara tuturor posibilităților, că aia nu țara tuturor, România e țara tuturor, cum zice el, super, super funny. Și cred în, foarte mult în chestia asta. Eu, în perioada asta vieții mele... Crezi în Oprișan? Eu cred în Oprișan, mă spovedez la Oprișan, cred în... Noi chiar credem că ne-a plătit chiria pe un an. Așa spune, Cătălin Oprișan, chiria pe un an. Da, el. Așa e, da, vorba. Păi ia să-l caut și eu. Ia să-l caut și eu, că nu-i mică nici la mine. Da. Asta e exemplul meu. Cred că în perioada asta a vieții mele nu sunt pregătit pentru asta, adică nu pe asta pot să-mi focusez. Nu zic că n-aș putea o face, că nu vreau să mă mai limitez eu. Probabil atunci când ți-am zis soție, am zis-o pe un fond emoțional de stimă de sine scăzută. Cred da. Că eram un pic mai așa. Eu n-am vrut să o spun eu. Da, sunt absolut. Și de-aia nici n-am zis-o atunci, pentru că în momentul în care eu am fost la tine la TVR, dinainte, pe Marianul l-a lăsat să intre, că el era cu, n-avea buletinul dat acolo. Da. Și mi-a zis, Marian, zic, bă, hai să-l chemăm pe George la podcast. Mm-hmm. Și am zis că da, e în plan. Ideea e că erau niște oameni pe care eu voiam de mult să-i chem la podcast, dar mi-am dat seama de faptul că, bă, mai mult rău le-aș face când n-aveam vizualizările respective. Da.
încât să fie tractare, adică chiar se bucure oamenii de prezența aici, se bucure și de rezultate. Mulți au făcut-o din mega prietenie și de ale sunt mega dator. Recunoscător. Și recunoscător, categoric. Alții din prietenii cu alții, conex și așa mai departe. Și am zis, categoric, gata, noi aveam atunci decorul de Crăciun. Și erau invitații presetați și am zis, bă, după Crăciun imediat îl chemăm, clar, gata, aia e. Și în momentul în care am avut discuția respectivă, de aia nici n-am spus nimic în punctul ăla, că am vrut să fie momentul ăsta când îți spun treaba asta, pentru că mie mi se pare că ceea ce făceai tu cel puțin și la TVR, acolo unde am urmărit seara de seară, că era mult mai interesant pentru mine. Da, era în sfera campionatului mondial, era o emisiune așa relaxantă. N-am ratat nicio emisiune din toată seria respectivă și mi se părea o evoluție wow, adică în momentul în care reușești să faci chestia asta e clar că ceva faci bine și impresia pe care mi-ai lăsat-o când am ieșit din golf lângă linia de tramvai, zic, bă, cred că omul ăsta suferă de exact o boală opusă mie. Mie tot mi se pare că-s prea bun. Nu-i rău. Nu-i rea treaba asta. Cred adică... că tu ai exact opusul acestei chestiuni. Cred că nu conștientizezi cât de bun ești în anumite chestiuni. Da, e un defect mare din multe puncte de vedere asta. Dar pe care lucrez la terapie și acum sunt într-o perioadă foarte bună. Bine, eu fac de vreun an de zile, tot merg constant, știi? Dar cred că trebuie să existe un echilibru în toate. Însă legat de podcasturi, că mi-a venit o chestie în cap acum și simt nevoia să o spun, cu invitații, că eram pe listă, dar ai ales alți oameni. Eu niciodată n-am crezut că comedianții în general, să le spunem așa, sunt invitați potriviți pentru podcast. Dovadă și cifrele. Dacă te uiți pe cifre, comedianții fac și nu prea. Pentru că din punctul meu de vedere, noi când venim aici, bă, râdem, ca și în viața reală, râzi 5, 10, 15 minute, dar la un moment dat te duci să-l cunoști pe om. Ori noi suntem niște oameni cu foarte multe emoții, foarte multe trăiri și cu mult mai multe gânduri decât ce vedem, ce văd oamenii în munca noastră. Categoric. În sensul că chiar tu spuneai mai devreme că, da mă, dar ce o să zică oamenii, parafrazând așa un pic, ce o să zică oamenii, că bă, am intrat, uite ce am râs și după aia ne-am dus într-o poveste semi-dramatico-melancolică, știi? Păi noi avem emoții ca toți oamenii, la noi viața nu e de mă trezesc dimineața și fac o glumă dintr-o dată. Le mascăm cu teatrul Luceafăr. Exact, teatrul Luceafăr e o poveste, vin de o poveste. Și nu suntem atât de ofertanți pentru că noi avem tendința de a ne duce în filozofii, ori filozofia din punctul meu de vedere nu e pentru toată lumea. Adică cine stă să asculte anumite chestii, unele bălării din punctul meu de vedere, că din filozofie în bălărie e fix o intersecție, știi? În care nu-ți dai seama care e, ca în sensul giratoriu, prima ieșire și a doua ieșire, câteodată le mai greșești, știi, zic, bă, eu pe unde trebuie să... De fapt, nu, greșești a doua cu a treia ieșire din sensul giratoriu, știi, nu le mai numeri bine. Exact așa mi se pare și aici, știi? Și mie îmi place când povestesc cu cineva să discut și la un alt nivel, adică să nu dau toată de stai să scot niște portocale acum, știi? Îmi place să arăt oamenilor cine sunt eu cu adevărat, fie că face cifre acel podcast, fie că nu face, știi? Și mereu când am plecat de la moderatorul în cauză, el a fost, bă, niciodată n-am văzut partea asta a ta. Știi? Că, na, tu pe net faci un personaj, faci un stand-up, faci nu știu ce, știi? Eu cam ăsta sunt, știi? Adică am momente în care sunt expansiv și îmi place să vorbesc de așa, dar am și momente în care, bă, hai să vedem cum facem și viața asta să fie mai bună și pentru alții. Că până la urmă, cam asta trebuie să o lași mai departe. Adică e cumva așa în geneticul nostru a oamenilor de a ajuta pe oameni să-și facă viața un pic mai bună, de a ajuta noua generație sau următoarea generație sau cum vrei tu, e același sentiment ca la părinte, vrei să-i faci copilului viața mai bună, știi? Eu încă n-am copii ca să am sentimentul ăla, probabil o să-l am super, super amplificat atunci. Dar în momentul ăsta de față, eu sunt într-un punct al carierei în care, bă, da, râdem, facem parodii, sper să vă ajute chestia asta, în sensul că e suficient să râzi 5 minute la un clip ca să schimbe un pic ziua sau măcar o oră din ziua aia, știi? Adică până atunci să fii nervos, nu știu ce, te uiți la clipul ăla și, bă, măcar 10 minute ai... prostii ăsta cu... mi-a plăcut aia, nu știi? E suficient. Adică eu am făcut ceva bun în ziua aia, știi? Dar dacă mai ai și răbdare și timp să mai ascult și la câte o filozofie pe care am auzit-o eu și poate ți-a plăcut ideea, bă, că ce a zis Radu, bă, uite, a zis niște autori, a zis Paul Olteanu. Cine e Paul Olteanu? Ia să văd și eu. Eu asta fac din podcast-ul, știi? Eu când urmăresc și pe al tău și pe al Micuțu și pe al celorlalți, aud niște nume, aud niște titluri de filme, aud niște titluri de cărți
și cu care rezonez, unde simt eu acolo că, bă, stai că asta este o chestie interesantă, mă pun și o caut. Caut despre ce e vorba, despre ce e filmul, despre ce e cartea, mă uit la un trailer, apoi îl urmăresc, știi? Cred că în sensul ăsta trebuie să facem noi cumva lumea mai bună, prin ce putem noi face, prin limitele pe care le avem, prin cunoașterea pe care o avem, că poate la anul o să știm alte lucruri. Da, și cred că mai depinde și de ceea ce tu vrei să transmiți, da, în egală măsură și de ceea ce vrea interlocutorul tău să obțină de la tine. Da, 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 e foarte simplu. Adică, nu știu, dacă îți propui... eu mi-am propus vizualizări mereu. Adică aș fi un ipocrit să zic că, domnule, nu-mi propun să fac vizualizări. Eu vreau așa, dacă se poate, să aduc bani de acasă ca să fac podcastul. Da. De acasă de unde? Din metalurgie? La, ți-ai zis, data la ANL. Da, mergi la ANL-ul, da. Cu da, lângă Hotel Zimbru, e un hotel acolo. Cu Hotelul Zimbru, ți-am povestit cu Hotelul Zimbru acolo. La Teatrul Luceafăru. Luceafăru, mă, nu mai știam cum îi zici. Exact. Lângă Frateli. Și atunci îți dai seama că... Da, mi-am propus să fac cifre, dar nu un gol și nu mi-am propus să fac cifre și doar cifre, ci lumea să rămână cu niște lucruri, știi? Pentru că mi-am dat seama cât de mult m-au ajutat pe mine, că eu la rândul meu sunt consumer de lucruri. M-au ajutat podcasturi, emisiuni, sketch-uri, parodii, melodii, nu mai vorbim muzică, toată lumea ascultă. În orice moment, nu poți să-mi spui. Lucrurile alea le consumi și involuntar ele ți impactează și ți influențează viața. Da. Poți să alegi să conștientizezi treaba asta sau să spui că, o, doamne, nu mă interesează, mă doare în cur, că eu merg așa, n-am nicio treabă. Și apropo de ce spuneai în legătură cu emoția pe care, bă, eu cred că un comediant are în spate mult mai multă emoție decât o are un om care reușește să se mențină sobru tot timpul sau prin natura a ceea ce este el și așa mai departe. Cred că, nu cred că, ca să te completez, nu neapărat că are mai multe emoții, cât e mai conștient de ele. Ceea ce e un lucru a rațiunii din punctul meu de vedere, știi? În sensul că tu, orice om poate să trăiască o explozie de emoții într-un anumit moment al vieții, când ești cerută de soție, habar n-am, când sari cu parașuta din avion, când descoperi că ți-a murit cineva drag, o explozie de emoții, dar noi comedianții, filtrând în permanență viața noastră și emoțiile noastre, le avem cumva așezate așa, știi? Ca atunci când reciclezi sticlă, plastic, știi? Cumva suntem mai conștienți de ele pentru că noi și studiem mai mult comportamentul uman. Unii făcând, citind foarte mult despre asta ca să înțelege exact niște lucruri mai tehnic, alții doar simțind, știi? La nivel de, bă, simt cât de mult ar putea râde oamenii, poți să anticipezi câteodată show-urile așa la ochi, ca să spun așa, știi? Bă, pare un public, nu știu, dar să te și surprinde la același timp, să pară un public de aia, te-a văr cu manele tate, și să fie un public super smart. Nu poți să vezi viitorul sau chestii de genul, dar poți să așezi cumva, noi avem emoțiile așa de regulă foarte așezate, știi? Și asta e o chestie a rațiunii și de asta cred că trebuie să existe cumva un echilibru așa la nivel interior între cum le așezi și cum le simți, știi? Tu când ai simțit că vrei să fii comediant? Sau dacă ai vrut vreodată sau pur și simplu ai urmărit alte lucruri, dar s-au întâmplat în direcția asta? La mine, karma vieții a fost că mereu a trebuit să fac lucruri. Adică n-a venit boom-ul ăla, n-a s-a întâmplat, oamenii o văd altfel mereu și cu toții ne uităm în cariera unui om, oricare ar fi ea, că păi el atunci a rupt, mă, când a fost în momentul ăla, că nu știu ce. Ei nu văd munca din spate, că nu se vede. Adică faptul că eu mă trezeam și scrieam sketch-uri gratis sau mă filmam cu telefonul meu și puneam niște prostii pe internet, aia făcea parte din munca mea. Am avut harul de mic copil, mi-a plăcut să fiu în centru atenției, mi-a plăcut să fac oamenii să râdă. Primele momente așa, mi-amintesc că pe la 7 ani mă uitam la Vacanța Mare foarte mult duminică seara și luni mergeam la școală și reproduceam momentele de acolo. Ce mi-aminteam eu cu Leana și Costel, cu Lili, Costeli, cu Zui, cu Naseara și cu ce personaje mai aveau ei, știi? Dar nu înțelegeam termenul. Vin dintr-un mediu sărăcăcios așa, cel puțin la vremea aia. Că bine, atunci nu știu câtă România era bogată în, nu știu, începutul 2000. Adică și chiar dacă era, nu se compară cu ce înseamnă acum bogăție. Era un alt, erai bogat că aveai o mașină.
Da. Adică la noi cam ăla era nivelul. Și erau numele la leasing, B, cifră. Da. Ai mașină, ești bogat. La noi la țară cam pe acolo. Sau ai, ești avut, ești cumva, știi? Și venim într-un mediu așa, destul de sărăcăcios și ca material și ca educație. Adică toată lumea încerca să-ți ofere ce poate mai mult. Și la școală, că atâta li se ziceau, atâta le dădeau manualele alea. Ce să zică și profesorul ăla dacă el atât a fost și el învăța la rândul lui. În familie, ce vedeau la televizor, credeau și ei, spuneau și ei ce mai știu din experiența vieții și din experiența părinților lor și se moștenise toată experiența și ți se punea ție pe tavă să vezi ce poți face cu ea. Abia când te rupi și te duci tu și îți dorești mai mult. Astea sunt chestii care fie se trezesc în tine, fie trebuie să le trezești. Știi? De a vrea să ieși de acolo, de a vrea să faci schimbarea, de a vrea să... Adică viața ți aduce la un moment dat un punct. Cum e, de exemplu, nu știu, să zicem asta, cu mutatul la București. Eu aveam varianta de a mă muta la București, adică n-aveam varianta de a muta la București. Varianta mea după ce terminam liceul la Tulcea era să plec la Constanța. Ok. Pentru că toată lumea pleca la Constanța. De cel mai aproape, da. Era cel mai aproape, întotdeauna găsești o rudă, un neam, un vecin, un... pentru că comunitățile mici se ajută foarte mult. Eu acum le conștientizez. Că la noi încă există chestia asta, dar nu că te duci la tanti Fănica, că o are pe nepoată sa care poate să te țină ea și că nu știu ce. Dar tu n-ai mai văzut-o pe tanti Fănica de când erai tu atâta și pe nepoasa n-ai cunoscut-o niciodată. Mm. Dar cumva te ține pe tine pentru că maica sa o știe pe maica ta. Ceea ce e fantastică chestia asta, știi? Adică dacă am apreciat mai mult genul ăsta de întrajutorare și n-am privit eu ca pe... pe așa țărani mă, să ajutăți. Îți te pula că păi de la țară de aia să țin, că îi aduce cu ziare, cu plasele, cu... Și aia cu plasele, că ți-aduc plase de mâncare, e o recunoștință la nivelul în care pot să ți-o ofer eu. Deși nu știu cât de mult mai este treaba asta acum, adică să nu divaghez. Mai e, cum? Mai e. Da, probabil. Dar e un mare... Deci ca sentiment, dacă îl pui într-o carte de filozofie, ca un sentiment național, bă, ăsta este. Adică acolo încă există chestia asta. Eu acum în București, nu știu dacă un om cu care n-am mai vorbit de un an și îl sun să mă ajute, nu sunt sigur că mă ajută. Și cu care am fost mai apropiat în ultimii ani decât cu tanti Fănica. Mm-hmm. Nu garantez că o să mă ajute omul ăla decât, pentru că la noi, de exemplu, când se întâmpla, Doamne ferește, câte o tragedie de trebuia să ajungă cineva la spital, bă, chiar dacă n-ai vorbit ani de zile cu cineva, cu o rudă, un cumnat de al unui văr de al tău, că ăla are casă în Galați, de exemplu, te ajuta și venea la spital și ți-aducea de-a legurii, cană, furculiță, că te-a luat salvarea pe tine aseară sau, Doamne ferește, alte nenorociri. Deci încă există chestia asta, dar nu e promovată în niciun fel. Nu o vezi pe nicăieri, pe nimeni să vorbească despre chestia asta. Sau poate mai sunt oameni care o fac, dar n-ajunge la noi. De asta zic că ăsta e riscul unui podcast cu un om care se deschide și vede lucrurile așa, știi, că nu sunt atât de interes. Deci ți se pare că e un risc? Măi, tot din aceeași stimă de sine scăzută, văzând podcasturile prin care am mai fost eu, n-am văzut niște cifre uriașe. Doar că eu, din respect pentru oamenii care mă cheamă, merg și nu le vând povestea de la început așa, știi? E posibil să fie o stimă de sine scăzută sau e posibil ca informația pe care o dau eu să nu fie de interes general, știi? Eu cred că e vorba și de context, știi? Și de context și de algoritm. Sunt foarte multe variabile în care... Da, și de... tipul de public, și asta contează, știi? Foarte mult. Foarte mult. Da, foarte mult. Adică nu cred că minte nimeni pe nimeni, știi? Da. Eu n-am fost genul vreodată, spunem, titluri la podcast care să n-aibă legătură cu conținutul și așa mai departe. Da. În altă ordine de idei, mie mi se pare că asta conferă... Nu că n-ar fi fost valoros și segmentul de entertainment sau chiar de umor foarte bun, dar mi se pare că conferă și așează cumva produsul undeva. E o treabă din care la final cu siguranță ai câștigat ceva, indiferent de care parte a baricadei te situezi. Că vrei să te relaxezi, că vrei să îți strânești conștientizări și așa mai departe. Trebuie să ai... Da, bine, e și chestia că eu în mintea mea bolnavă se întâmplă următorul fenomen. Îmi imaginez că oamenii, dacă cumpără de la mine produsul comediantului, adică când intră la mine pe canal, pe YouTube, ei asta vor să vadă, că eu n-am făcut niciodată genul ăsta de discursuri motivaționale sau alte chestii în care eu mai cred sau pe care eu le urmăresc, spiritualitate and others,
am cumva așa o semi-responsabilitate interioară de trebuie să mă duc să ofer oameni, nu știu. Doar că în momentul în care ajung într-un podcast, cum e și la tine, și se așează discuția singură, nici nu simt nevoia n-a mă duce iar în jonglerii. Băi, era, dar fii atent, stai că zic și eu un banc acum. Nu știu eu, că mi se pare că s-ar putea să devină interesant pentru cineva și treaba asta. Sau nu mi se pare. Sper să devină interesant și sper ca cineva să-mi scrie la un moment dat și să mă contrazică și să-mi zic, ca să pot dezbate și să-mi fac eu o convingere mai sănătoasă. Adică dacă cineva mi-ar scrie după podcastul ăsta și mi-ar zice, bă, Tănase, total fals aia cu relațiile la distanță. Și zic eu de ce. Pentru că, în primul rând, șansele, nu știi? Eu pot să-mi așez cumva informațiile, să dau reconfigurare traseu în cap și să învăț ceva, știi, să rămân cu ceva. Da, să zici că, domnule, uite, într-adevăr a stârnit interes treaba respectivă. Da, pentru mine e mare lucru să stârnească interes și genul ăsta de, cum am vorbit mai devreme, de întrajutorarea de la țară care încă există, că țăranul nu e chiar așa cum a fost privit niște ani de zile de oraș. Ba din contră, există mult mai... Aici, uite, că vreau să punctez treaba asta, uh-huh. Iartă-mă că te întrerup. Legat cu asta, cu oamenii de la țară și oamenii de la oraș. Mi se pare că oamenii de la oraș care judecă oamenii de la țară sunt aman oamenii de la țară care au ajuns la oraș. E posibil. E posibil, eu, da. Eu așa o văd. Parvenismul, da, da, da. Știu e chestia, zic, bă, mai învață-te și tu că aici ești la oraș, mai ești la țară, brei. Am avut multe gafe de-astea de ieșit din sat. Am comandat prima dată la Tulcea, nu mai știu, sandwich cu bacon. Au râs de mine, s-au prăpădit. Situații de-astea mici, penibile, de nu știi, știi? Și cumva frica omului de la țară, că o văd încă la ai mei. Adică oamenii care au rămas acolo, știi? E aia că nu o să mă descurc, știi? E frica aia de nou. De fapt, asta e frica de la țară când pleci la oraș sau cel puțin era, nu știu, dar... O văd pe bunica mea, dacă trebuie să o duc la oraș... Nu știu, la un control, la spital sau nu știu ce. Faide, ca bine, că acum sunt eu alternativă. O iau din fața casei, o aduc în fața casei, știi? Mm-hmm. Dacă îmi trebuia să descurce, să ia un microbus, pentru că infrastructura e proastă, nu există, ai un autobuz pe zi și ăla e, dacă e, trebuie să iei un autobuz până acolo, din punctul ăla trebuie să mai iei un autobuz, din ăla în autobuz și cumva înțeleg frica aia de, bă, oare mă descurc, știi? Mm-hmm. Fix de-a, la asta mă gândesc. Cred foarte mult și eu cel puțin trec printr-o perioadă a vieții în care încerc să mă apropii mai mult de satul tradițional și să-l înțeleg mai bine. Eu având și o perioadă aia mea de țăran ajuns la oraș și de judecată, dar nu la modul de bă, țăranul se judec pe altul, la modul de ce am plecat eu în viață cu handicapul ăsta, de ce n-am avut mai multă cultură, parte de mai multă cultură, mai multă deschidere la nou, mai mult, să știu mai multe lucruri, chestii de oraș, nu știu ce. Ca să ajung acum la 30 de ani să-mi iau chirie undeva la țară. Eu m-am mutat, fără să-mi dau seama, m-am mutat la țară. Eu sunt la ieșire din București, care e la țară cumva, știi? Și nu ți se pare că e bine? Fantastic mi se pare. Deci mi-am dat seama că rezonez foarte mult cu treaba asta și că există o chemare interioară în liniștea aia. Bine, la țară unde stau eu, pe lângă mine, nu pot să zic că stau oameni de cum ne-am imaginat noi, genul ăla de țărani, agricultori care cultivă. Stau tot oameni care s-au mutat mai la periferie, uh-huh. Că na, au prins ocaziile mai bune, sau, adică oameni corporatiști, na, nu la nivel intelectual vorbesc. Știi ce mi se pare mie foarte tare la chestia asta? Faptul că există anumite zone care au creat comunități, știi? Da. Că, uite, eu de exemplu, de ce nu m-aș muta niciodată de aici? Și nici nu mă gândesc vreo secundă să mă mut de aici. În multe puncte de vedere. Chiar dacă de multe ori e mai scump decât mm-hmm. de asta, nu știu, poate aș putea să stau într-un loc mai mare, dar în altă direcție. Pentru că eu mi-am dezvoltat comunitatea mea aici. Eu când cobor, mă apuc și fac panoramă cu paznicul. Mm-hmm. După care mă duc la cafeneaua asta de aici, la coffee shop-ul ăsta de specialitate, la El Padre, stau cu El Padre la discuții cu Auric, angajatul lui barista. Stăm, avem tot soi de povești, ce mai faci, ce am mai făcut, ne dăm update-uri și așa mai departe. Oamenii de la bancă de aici, că eu lucrez cu banca asta de aici, cu Leu, mă întâlnesc cu ei, vorbesc cu ei, mă cunosc cu ei și așa mai departe. Oamenii de la Mega Image, de la farmacie, farmacistele și alea mai tinere și alea mai în vârstă și așa mai departe. Pentru că s-a dezvoltat ideea de comunitate, nefiind multă lume în zonă. Da. Păi, ca știm toți între noi și atunci e mișto. Asta e, ceea ce se creează clar în momentul în care te duci mai pe lângă București. Bine, dacă vrei să mă omori acum, du-mă la Obor. Sau du-mă în Vitan, nu știu, acolo unde e o densitate de oameni pe metru pătrat mai mare decât în Shanghai. Da. Du-mă pe acolo, m-am omorât, m-ai terminat în secunda aia. Nu mai am nimic din ceea ce caut eu.
Adică am ajuns în punctul ăsta și în vârful lanțului trofic, cumva, datorită locuirii în comunități. Adică stră moșii noștri când treia să vâneze, habar n-am, rinocerul, leu să-l omoare că le atacă satul sau habar n-am, au făcut-o doar pentru că colaborau. Mm-hmm. Adică eu, asta mi se pare că devine un handicap al societății, uităm să colaborăm noi între noi, știi? Adică e nașpa, noi suntem aici doar pentru că am colaborat, pentru că leu ne mânca pe rând pe fiecare. Dacă nu am fi colaborat, când intra leu în sat, te mânca și pe tine și pe ăla și pe ăla. Dar pentru faptul că l-am încercuit și am aruncat și eu cu o piatră și tu cu o săgeată și ăla cu nu știu ce, am reușit să supraviețuim. A, că mai picat unul, doi, că l-a apucat deja, astea sunt victime colaterale, știi? Dar nu am fi construit case singuri și asta iubesc în continuare la țară, când se ajută oamenii la construirea unei case, că vine și cumnatul, vine și fratele, vine și vărul, dar o iau și pe mătuși mea, știi? Și, adică încă, din câte știu, se mai practică astea. Da, da. Că nu mai e poate cu chirpici și cu astea, că eu am imagine în cap cum s-a făcut casa din chirpici de la noi, știi? De efectiv, unul mă amesteca, unul făcea formele, nu știu ce. Dar faptul că, pui, unde mă plătim meseriași, dar îl ajutăm și noi pe meseriași și îl ajutăm mai mulți. Unul face mortarul, unul face că mai știi, te pricepi, știi? Foarte multă înțelepciune la țară. Foarte multă înțelepciune, dar trebuie să ai răbdare să vezi în spatele perdelei care este pusă în momentul de față de societate, cumva. Adică am văzut oameni care râd de alți oameni de la țară, care fac live-uri pe TikTok, cumva. Și înțeleg de ce, pentru că și acolo e o altă zonă, depinde din ce unghi privești toată treaba aia, e atât de multă filozofie încât trebuie analizat fiecare punct și luat ca să-ți formezi niște convingeri sănătoase, că până la urmă despre asta e vorba, să ai niște convingeri în viață sănătoase. E un citat care mie îmi place foarte, foarte mult, ai grijă ce gândești, că acel gând se poate transforma în cuvântul tău. Ai grijă ce cuvinte folosești, că acele cuvinte se pot transforma în caracterul tău, cumva, știi? Adică vorbind acele lucruri. Ai grijă ce caracter ai, că ăla se transformă în destinul tău. Deci totul pleacă de la gând. Știi? Cumva, în mintea mea, e un citat al lui Lao Tzu, dacă nu mă șel, care mi-a plăcut mie foarte mult. Adică dacă eu gândesc nesănătos, ajung să vorbesc nesănătos, să mă comport nesănătos și să devin un om nesănătos în viața mea de zi cu zi și viața mea să devină în sine nesănătoasă, vorbim metaforic. Da. Și cred că toate lucrurile astea construiesc foarte armonios discursul comic. Pentru că ți-e mult mai ușor să începi să parodiezi lucruri pe care le conștientizezi și care îți dai seama că te impactează. Da. Eu primesc întrebarea aia. Uite, n-am vorbit la niciun podcast despre treaba asta. Primesc întrebarea aia mereu. Dar cum îți vin, mă, frate, astea? Că nu înțeleg. Cum, de unde vin? Voi fumați, faceți de-astea, nu? Să mor dacă știu vreun comedian care să se drogheze sau alte nenorociri. Că s-a creat norul ăsta deasupra. Adică nu scot din context că nu s-ar face chestiile astea, că eu nu stau în intimitatea nimănui, dar în cercul în care eu mă învârt, bă, nu să bea, nu să... Adică se bea la nivel de șpriț. După spectacol, un pahar, două de șpriț, aia e, ăla e, dar nu niciodată înainte. Sau nu când scriu. Păi eu dacă aș bea când scriu sau să fumez sau să fac alte chestii, n-aș putea să mă concentrez. Nu zic că nu se poate face artă din asta. Sunt sigur că sunt oameni care o fac. Bă, depinde cât bei. Probabil. Pe mine nu mă ajută. Mi-am scris odată un episod de Moldoveni cu un singur ochi, cu doi nu mai vedeam telefon. N-aș putea, nu, n-am. Am încercat odată să urc un pahar două la bord pe scenă și nu, mi s-a dus dicția. Nu, de vorbit clar. Da, nu. Mi s-a dus, dracu, m-am dus. Și asta zic că oamenii mă întreabă, dar cum vă vin astea? Că ei cred că e o magie, nu, e foarte muncă de studiu în spate. Fie că o faci conștient, citind lucrurile astea sau informându-te așa, fie că o faci inconștient din experiența de viață. Ai trecut prin niște lucruri, ai învățat foarte bine din ele și știi cum să le pui în practică pe viitor când te mai întâlnești cu situații de genul. Pentru că, na, la țară nu se citesc cine știe ce cărți, dar au oamenii experiență de viață. S-au fript cu alți oameni, au învățat cum să nu facă a doua oară, ce să nu facă la o casă,
foarte, foarte multe lucruri. Știi? E o înțelepciune care pare elementară, dar de fapt și de drept e fundamentală. E fundamentală, exact, e fundamentală. Vine până în interiorul tău și pentru că tu ești atât de bulversat și vorbesc în numele meu, de viața de zi cu zi, de clipul de pe TikTok, de știrea cu nu știu ce, cu Ucraina, de stai că trebuie să fac spectacolul ăla, aoleu, stai că trebuie să sun mai întâi că nu mi-am făcut programare la nu știu ce. Ui de înțelepciune și de viață, de a trăi, ui de traiul în sine, de viață în sine, până la urmă ce înseamnă viață. Da, ok, ne luăm cu jobul, că stai că microfonul ăsta trebuie să schimb, că nu mai nu știu ce, trebuie să ăsta scârțe aici, trebuie să cumpăr altul. E normal să te iei cu astea. Dar mi se pare că la finalul zilei, la finalul săptămânii sau oricând ai ocazia, așează-te un pic. Stai un pic și trage sufletul și bucură-te și de viață în sine. Tu vii dintr-o eră în care idolii tăi erau din TV, de Ana Costel și așa mai departe, chiar și Bendeac da. A strălucit pe TV, mai întâi de toate. Cum ți s-a părut această experiență în TV, având în vedere faptul că o priveai televizorul ca pe, cu siguranță, ca pe un statement în cariera asta ta? Și TV-ul pentru mine a fost tot treptat. N-a existat un boom, n-a existat o chestie de asta de cum li s-a întâmplat altora de peste noapte. În sensul că eu am început să apar la TV de pe la vreo 20-21 de ani. Am avut prima dată o pastilă TV la ZU TV, se numea Tânăr și Nedumerit, pe care eu o scriam și o produceam cu doi oameni, un cameraman și un om care monta. Și am învățat treptat lucrurile despre TV, adică efectiv mergeam, astăzi mai învățam ceva, mâine mai învățam ceva. N-a fost așa o surpriză. Într-adevăr au fost momente mai tensionate, mai, dar nu n-am avut timp să... Am fost la fel de panicat de fiecare dată, în fiecare experiență. Fie că vorbim de Ai Umor, ieri am avut o filmare la Ai Umor, îs la 15.000 oară când apar în acea emisiune. Bă, băiatule, la fel de căcat pe mine sunt. De zici că trebuie să îmi pune cineva pistolul la cap și că o să întâmple nimic. Deși eu sunt actor și eu asta trebuie să fac. Bă, înainte să urc pe scena aia, îs praf, îs panicat rău de tot. Aici e foarte bine. Și mulți oameni îmi zic că, bă, se vede o siguranță, se vede nu știu ce, dar în același timp emoțiile alea nu mi le ia nimeni, știi? Până nu... Eu doar făcând lucruri am învățat. Restul ce am adunat și am așa, alea s-au pus așa, parcă s-au sedimentat undeva și atunci când am făcut, s-au activat ele automat. Adică dacă m-ai fi întrebat după ce citeam o carte, două, trei de dezvoltare personală, de orice lucruri, era posibil să... Nu mi-am amintit să-mi bag picioarele. Sau dacă ți se întâmplă să citești aceeași carte cu partenerul de discuție și ăla să înceapă să-ți povestească lucruri pe care le-ai citit și tu ești... Eu nu mi-am amintesc asta. Dar tare ideea, știi? Dar când a trebuit să le pun în practică, ele se activează. Energia foarte mult contează din spate la tot ce faci, știi? Și intenția pe care o dai acelui lucru. Mi-a plăcut foarte mult televiziunea. Cea mai de durată, cel mai de durat proiect a fost ăsta cu matinalul. Și cred că a fost și cel mai solicitant din toate punctele de vedere. În sensul că trezitul ăla dimineața e destul de greu, dar a trecut foarte repede. Adică eu știam că lucrez mai bine dimineața decât după masă. Și a fost cea mai bună școală pentru mine de a învăța televiziune. Pentru că mi se pare că nu poți să faci ceva mai greu în televiziune decât televiziunea live. Televiziunea live și în general programele live, chiar și radio care e live, e cel mai greu lucru pe care poți să-l faci. Pentru că mai ales eu cum veneam din zona stand-up-ului, am zis și mai devreme, eram la o metaforă, distanță să fiu exmatriculat. Vezi, și acum ai zis metaforă în loc să zici pulă. Da, să știi că mi s-a format treaba asta. Adică gândește, eu în primele două săptămâni de emisiune, eu mergeam în emisiune cu frâna de mână trasă. Okay. Adică orice ziceam, orice făceam, era foarte scurt și foarte așa, știi? Am avut noroc de un partener extraordinar, Bursucu, care m-a învățat foarte multe lucruri și a avut răbdare să-mi explice foarte multe chestii și a fost acolo să mă susțină și să mi le ridice la fileu. Pentru că altfel, cred că dacă nu m-ar fi ajutat el, cred că după 2-3 săptămâni, cred că ar fi fost și șefii. Bă, dar ce caută ăsta aici? El a văzut potențialul mine. Și șefii au văzut potențialul mine și restul oamenilor. Doar că aveam nevoie de perioada aia de așezare, pe care în ziua de azi nu știu cât să o mai dau. Știi, să aibă răbdare. Dar nu se poate altfel. Știi? Da, da. Nu se poate. Adică, e nu business. Știu, eu tot timpul le spun. Da, e business, dar business-ul faci pe termen lung.
Dacă vrei să-l faci pe termen scurt, din punctul meu de vedere e o bubuială de asta clasică, e obișnuiță reală, nu e business. Probabil. Că și la Sfierbinț în primele două sezoane erau ceva ciudat. m-au auzit niște povești. Au crescut în timp, toate proiectele mari, tari, puternice au crescut în timp. George Tănase n-a devenit un comediant viral peste noapte. Nu, corect. Și așa mai departe, sunt o grămadă de exemple. Acolo probabil sunt mai multe variabile în televiziune. Am avut și eu mult timp frustrarea asta și mai apare din când în când că, bă, de ce nu există un pic de răbdare cu produsul ăla sau cu produsul ăla sau cu, uite, vă propun asta și nu știu ce. Dar în același timp nici nu pot să-i judec pentru că eu nu știu marketing foarte bine, nu știu management foarte bine, nu știu ce se întâmplă mai departe de o linie, adică eu știu până la partea artistică, da, din punct de vedere artistic, mi se pare că există loc de evoluție, dar în partea cealaltă eu nu știu care sunt cheltuielile, nu știu care sunt sacrificiile, nu știu care sunt opțiunile, că poate să vină altcineva și să zică păi nu, că stai că să facă ceva mult mai ieftin. E business. Ori eu nepricepându-mă foarte bine la business, de aia nici nu încerc să nu judec. Emoțional, da, poate te super, că s-a închis matinalul, clar am avut o perioadă de păci. Clar am. Mai mult o părere de rău, așa, știi? Mai mult așa o dar durere. Dar nu se uită dânsa la podcast. Poate se uită, ne vad. Nu, se uită la altele. De ce nu? E un podcast drăguț și o femeie fantastică. Bine, aici mai mult... Nu, eu fac glume. Un insight, atât de bine m-am înțeles. Mi-a plăcut foarte mult. Că, ca să-ți răspund mai pragmatic, fără filozofie, mi-a plăcut foarte mult perioada de la Canal D. A fost cea mai bună școală pentru mine, adică n-am învățat în școala de televiziune cât am învățat în perioada matinalului, pentru că era zilnic, tocană, trebuia să faci, ori eu dacă viața m-a pus în poziția asta mereu de a face, eu până n-am făcut, am fost un leneș. Adică eu dacă mă puneai să mă pregătesc eu zilnic, să mă antrenez eu cumva, să scriu 7 glume pe zi, 3 sketch-uri, nu știu ce, nu făceam eu singur acasă, mare FIFA ce dădeam. Dar dacă mă puneai acolo în teren, mamă, mâncați-aș gură, n-aveam încotro, știi? Că am avut foarte mult, am evoluat pe foarte multe planuri și în ziua de azi, când mai vorbesc cu alți oameni de prin alte televiziuni care mai discutăm, mai nu știu ce, mă întreabă, bă, dar de ce nu te-ai dus acolo sau care a fost faza? Zic, bă, eu dacă aș da timpul înapoi, tot așa aș face. Eu atunci, fără să știu că o să dureze mai puțin decât mă așteptam și proiectul, știi? Eu cred că nimeni n-a știut asta. Da, nu, nimeni n-a știut. Nu, n-a fost. Într-adevăr, acolo sunt oameni foarte mișto. Da, și o energie foarte mișto. Oamenii sunt foarte mișto. Mm-hmm. Eu de asta și azi când am fost acolo, m-am simțit ciudat așa, pentru că nu mai era atmosfera de atunci, știi? Mm-hmm. Nu mai fusesem de aproape 2 ani, asta discutam și cu... Nu am jumătate, discutam cu Marian. În schimb e o chestie faină, adică m-am întors ca la un loc drag. Eu dacă mă duc acum la Digi, de exemplu, nu mă duc cu drag, îți spun sincer, de-aia nici nu mă duc. Da, probabil. Dar aici m-am întors cu drag, adică, bă, uite, amintiri. E vorba și mai caca și mai frumoase, dar mai mult frumoase. Păi asta e chestia, e vorba de ce ai plantat-o acolo, tu ce ai vrut să lași acolo și tu ai lăsat tot ce a fost mai bun, adică tu ai încercat mereu, chiar dacă unor oameni le-a plăcut, altora nu le-a plăcut, la fel a fost și la mine cu matinalul, am lăsat tot ce am putut eu mai bun să fac acolo. Mai departe n-am mai ținut de noi, că na, nu, tu din punct de vedere artist, eu la asta mă pricep, să fac lucrurile artistic. Mai departe, chiar n-am știut niciodată cu business-ul și ce o să se întâmple și cum o să se întâmple și pentru mine a fost o binecuvântare că am avut meciurile alea în picioare, ca acum să evit acea pulă pe care tot mă chinui să o dau de la început, dar o dau în seara asta la spectacol. Trebuie să ajungi acoș, nu? Ar trebui să... L-am tot uitat și eu pe ceasul tot de fiecare dată când îl puneai, numai din direcția asta. Da, m-am scuzat pentru așa, dar la show nu mai pot să mă scuz pentru că sunt niște oameni care așteaptă să fie dezamăgiți în seara asta. De asta voiam să te mai întreb ca ultimă întrebare, dacă ai mai repeta chestia asta cu televiziunea. Da, aș mai repeta. Televiziunea... Și în special ultimele experiențe din televiziune mi-au dat un sentiment că netul mai are un pic de lucru la unele aspecte. Deși e mai deschis netul, mai liberal, mai tot ce înseamnă, cumva netul încă nu are doza aia de profesionalism pe care o simt. Yes, I would like, dar fumează tu și apoi eu. Nu, pe cum? Mai întâi invitatul, după aia gazda. Băi, ce frumos. Uite, asta este o calitate pe care trebuie să o ai ca moderator la un podcast, pe care pentru tine nu e neapărat o calitate, mulțumesc frumos, în sensul că tu nu o vezi.
Că tu zici că ce talente trebuie. Uite asta. Nu, mă, nu. Și nu vorbesc, asta cu țigara e o prostie. Nu recomandăm, nu vă apucați, o mizerie. Dar faptul că mi-ai pus un pahar cu apă, faptul că mi-ai pus un pahar cu apă, că ai fost atent la asta. Eu n-am unele din lucrurile astea. Da, mă, dar asta e în timp, repet. Cred. E că am avut 2 ani timp la dispoziție să-mi dau seama de lucrurile astea. E, și dacă e îmi dădeai 2 luni, mă dai afară. Da. Ce prost e ala. Nu vede că e paharul gol a invitatului. Da. Când la început le vedeam, nu le vedeam. Da. Aia mi se pare că asta cu răbdarea e o chestiune extraordinar de importantă. Foarte importantă, nu orice. Care eu învăț acum, adică în continuare, deși îmi dau seama, zic, bă, stai puțin, că te-am avut răbdare cu niște lucruri. Sau na, m-am dezamăgit, m-am frustrat că nu s-au întâmplat când am vrut atunci, da. Pocnind din degete. Acum, întâmplându-se, mă bucur mult mai mult de ele. Cu toate astea îmi doresc altceva și la fel se întâmple peste noapte, dacă se poate să răspund aia la mâine și eu scriindu-i poi mâine. Da. Dacă se poate, nu știu, să vină toate la picioarele mele, să găsesc mașina care îmi place în secunda 2 și să fie și disponibilă pe stoc, eventual să-mi aducă șoferul de la Bavaria. Nu vreau să sune ciudat, dar și o să sune un pic ciudat. E și o chestie de-a vârstei, adică cred că până în 30 de ani se întâmplă chestia asta. Eu încă o am. Adică bate 30 la ușă și la mine bate că e aproape. Tu ești mult mai matur pentru vârsta ta decât eram eu la vârsta ta. În sensul că nu e o mare diferență între noi, dar eu nu eram așa matur acum 2-3 ani. Nu știu cât e între noi. Mi te amintesc de acum 2-3 ani. Da, dar... Adică din produs îmi dau seama că avea o maturitate foarte... Probabil pe ce făceam eu, habar am, nu. Deși fiecare n-am analizat are niciodată. Și momente de maturitate și de imaturitate. Alea o să le avem tot timpul și alea sunt frumoase de multe ori. Alea sunt, noi le mai folosim în, adică momentele alea de imaturitate poți să le folosești foarte bine în improvizație. Dacă te uiți la show-urile de improvizație, tu trebuie să te întorci la copil. Tu trebuie să fii copil. Știi, copiii când improvizează orice, nu știu dacă ai văzut vreodată când se joacă copiii și unul e mama, celălalt e sora, celălalt e fratele, celălalt e tata. Bă, frate, ei n-au text învățat. Copiii ăia efectiv să joacă și tu ca părinte dacă îi asculți, râzi, efectiv, deci cum își imaginează ei că ăsta este un telefon. Da, nu e aici, nu știu ce, știi, cumva principiul e același și la improvizație. Doar că pune acum, ia-ne pe noi și du-ne pe scenă să facem improvizații. Să vezi tu blank ce ai. Că am avut spectacol de curând, care a ieșit foarte bine și sunt foarte buni oamenii de acolo că m-au ajutat ei, dar acum să mă arunci pe scenă și să improvizez orice, să-mi zici... Ești într-o cameră de ospătari și trebuie să servești pe președintele Americii. Băi, 10 secunde, 20, 30, 50 ți le improvizezi, dar după ca să fie și funny, să iasă și mișto, începe să apară filtrul rațiunii. Dar dacă aș lăsa copilul din mine liber să-și imagineze să se ducă, știi? Dar e greu să ajungi acolo și e muncă mult. Important e să-i spui să nu ia tot flaconul deodată. Niciodată. Niciodată. Întorcându-ne la bancul nostru, pe care chiar ar trebui să aduci la un dat un ministru al educației și să-i propui să-l bage în programa școlară. Da. Muse, la BAC să se dea bancul cu Viagra. Nu, dar știi ce vreau să fac? Uite, de 1 aprilie chiar vreau să fac asta. Vreau să fac podcast cu cam legendele bancurilor. Ăștia, Oprișan, Duban și Viorel Fermecător. Sună manelist, dar e director de achiziții la un spital. Tare. De asta cred că e greu de adus la podcast. Dar e prieten de-al lor mei de foarte mult timp. Pare că are foarte multă treabă, adică nu pare că la podcast e un box de apă, niște hârtie igienică, la spital, pardon. Ce ne mai trebuie, mă, în spital? Hârtie igienică am luat. Șervețele umede. Bună, domnule! Știi cum sunt afișele alea la toate petrecerile astea neauă și tradiționale? Da. Muzică și voie bun. Definește-te rău frumos conceptul de voie bună. Cine o aduce? Cine? Care distribuitorul? Muzica, am văzut că vine Vali Vigeliei, mai vin două fătuși de-astea, de-au fost la fermă. Dar voia bună, cine o aduce? La fermă. Când mai era una, n-a plecat acum la Survivor, deja are cântări. De-aia a plecat de la Survivor, crede-mă. Da. Cum o cheamă? Maria Constantin. Gata, mi-am adus aminte. Dar aia avea, din câte știu eu, știu că a fost pe la noi prin emisiune. Am avut, ăsta a fost unul dintre... Ai seama, a stat impresarul și a calculat cât ia pe săptămână acolo, pe scândură, să doarmă. Ești nebun, avem la Düsseldorf acum seară românească, s-a făcut cazanul cu ciolan, ești nebun la cap. Giriale petrecere de străinătate pentru... Hai că vine școlița, au ridicat ăștia controlul, știi ce? Sau bagă zoom. Da, intră, ne cântă de la distanță. Da. Nu mai zic de culiță, păi ne dă judecat. Că așa zic, că dacă ăștia care mai se folosesc de asta, dă judecat. E, nu, cred.
Adică, înțeleg, na, au fost multe situații și cumva am înțeles și situația omului atunci, eu urmărim ca spectator, știi? Dar, bă, e o situație, trece, uită, au greșit oameni cu mult mai rele în viață și n-au ajuns nici în pușcărie, îți bine mersi pe unde sunt, așa că, până la urmă, cine suntem noi să judecăm, Radu? De unde venim noi să judecăm? Am trecut noi prin asta? Băi... Să știi că m-am simțit foarte bine la podcastul tău, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Nu mă așteptam să mă duc și în zona asta spirituală, ezoterică, dezvoltare personală and shit, dar mă bucur că am ajuns și în zona asta. Dacă am dezamăgit niște oameni, nu-mi pare rău. Tu chiar îți pui problema că ai dezamăgit niște oameni? Eu mereu îmi pun problema că ei așteptându-se la ceva de la mine, cum ai zis tu, dau click pe ăsta, că poate m-a recrutat naste, că l-am văzut eu nu știu unde. Și dau și râs, frate, că acum urma să... Bă. Mulțumesc sponsorilor. Sponsorul numărul 1 este Teatrul Luceafă. Mamă, da, poate convinge cu podcastul ăsta să ne lase să luăm sala aia. Cum o să te lase sala? Când am auzit, am lemnit. Să o renovezi, frate, primul pas. Eu nici renovată nu vreau, vreau așa, e genială pentru mine, o energie, publicul din ea și e fantastic. De da, fiecare mă, că-s și amintirile tale, normal. Nu, și înainte să am spectacolul ăsta când am cunoscut-o pe soția mea, am mai avut în Iași și cred că am mai avut chiar și la Luceafărul. Și, bă, mereu mi s-a părut publicul din Iași, adică am rezonat eu cu el. Mereu am rezonat cu publicul din Iași. Sunt orașe, nu o să dau nume, în care nu mi-a ieșit de fiecare dată. Dar sunt câteva orașe în care oricând am mers, a funcționat. Mm-hmm. Oricând am mers, în orice condiții. De la pub de 50-60 de oameni, dubios, în care oamenii... Uite, eu cu alea nu-s de acord deloc. Dar mai facem o oră de podcast. Da. Alea nu-s de acord deloc. Dar e loc și de partea a doua. Pare că e categoric e loc de partea a doua. Da, bine că a aflat lumea de pe la jumate povestea cu soția, s-a liniștit toată lumea, că sunt sigur că s-ar fi scris în presă, ar fi ieșit scandal național, adică la știri, începea cu Zelenski și apoi cu soția mea, că nu s-a aflat povestea, da. Știi? Și apoi milioane de oameni dezamăgiți de George Tănase, care n-a spus povestea lui plictisitoare, da. Că a cunoscut-o pe soția lui. Nu știu. Nici n-am aflat ce a făcut Bendea cu Flic în seara aia. N-am aflat. Dar nici nu vom afla vreodată, cel puțin la Flic. Cred că mult și bine. Flic sigur nici n-a făcut în seara. Nu, cred că a făcut niciodată. Niciodată? Cred că da. Ca să-l scoatem un pic, da. să-l apărăm. Da. Sunt oameni care în viață au făcut doar dragoste. Noi. Noi facem asta. Doamnelor și domnilor, dat fiind ceasul, pentru că altfel acest podcast cu siguranță ajungea acolo la concurență cu domnul Cătălin Striblea la Timer și cu Cătălin Oprișan și cu restul care au trecut de 4 ore. Trebuie să încheie pentru că există niște oameni care ar putea să fie dezamăgiți dacă n-apare George la show, pentru că ei oricum vor fi dezamăgiți că nu o să râdă. Asta-i. Cum... Toate astea în mintea lui George. Dar și Micuțul să fie dezamăgit și Bordea. Cine mai acționar la The Fool? Managerul meu. Zi-mă lui Bordea să-mi răspundă la telefon, că îl sun de 2 ani să-l chem la podcast. Tu știi, stai un pic. Are telefon? Zi-mi lui Bordea să răspundă la telefon. Păi stai un pleonasm, nu există. Zi-mi unde stă. Eu dacă îl sun acum pe Bordea și nu că mama și inima lui, știi, fratesul, dar nu răspunde. Au fost cazuri în care soția lui l-a sunat și nu răspunde. A, nu, alea se înțeleg. Bordea are această anomalie de a nu răspunde la telefon, dar nu o face rău intenție. Nu știu, încă n-a înțeles nimeni în principiu cum funcționează Bordea din punct de vedere al telefonului, dar nu răspunde. Încearcă mai degrabă cu mesaj, nu știu cum să zic, nu știu. Cu o telegramă. Telegram, da. Trimite-i, nu știu, lipește-i o pancardă în fața blocului, zic eu unde stă, și Bordea, vrei să vii la mine la poartă? Vrei să fii soția. Oricum funcționează mai bine decât cu răspunsul la telefon. Deci nu o face cu rea intenție, dar din câte știu eu, ăsta este meteahma lui de a nu răspunde. Da, o să-l sunăm pe fix. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim tare mult. În primul și în primul rând, mulțumim sponsorilor noștri, așa cum am spus, prietenilor noștri. Teatrul Luceafărul din Iași, Fratelli Club Iași, Hotel Zimbru de pe malul Bahluiului din Iași, Cartierul Metalurgie, Asociația Națională pentru Locuințe din Metalurgie,
Cine a mai fost? Cătălin Leahu. Da. Pentru banc mulțumește prietenului. Viorel Fermecătoru, care ne-a dat un banc. Bine, mai am trei, dar pe alea le spun în podcasturile următoare. Dacă vreți, putem să încheiem cu un banc ca să nu ieșiți acum, nebunilor, să avem 1000 de oameni pe live. Fiți atenți. Era un bărbat care cu nevastă s-a credea că îl înșeală. A trimis un detectiv particular pe urmele lui nevasta. Apropo de poveste de la Tulcea și de la satul care am uitat numele, pentru că, într-adevăr, memoria nu mai ține chiar atât de bine, dar detectivul particular a urmărit nevasta omului. La finalul zilei s-a dus la client și a început să-i spună problema cu pricina. Să-i dea raportul conform contractului. Și spune, domnule, la ora 14, nevasta dumitale a plecat împreună cu șeful dânsei la un hotel. Acolo au intrat amândoi în hotel. Eu, fiind un detectiv foarte bun, am aflat camera unde stăteau aceștia, m-am uitat pe gaura cheii și am văzut. Șeful nevestei dumitale și-a dat jos paltorul, nevasta dumitale și-a dat jos și-a haina. Șeful nevestei dumitale și-a dat jos costumul, nevasta dumitale și-a dat jos și-a rochea. Șeful nevestei dumitale a rămas în curul gol, nevasta dumitale la fel și-a dat jos chiloții și sutienul, dar printr-o mișcare de striptease, cum a făcut ea, ca să pară mai interesant, a aruncat sutienul și breteaua s-a prins de clanță, iar cupa de la sutien a căzut exact peste gaura cheii și mi-a obturat vederea. Și? Asta zic, că n-am mai putut să mai văd, pentru că s-a obturat vederea pe gaura cheii din cauza cupa de la sutien astea. Domne, incertitudinea asta mă omoară. Asta e un banc muncit. Asta e un banc muncit să mor de șelă. Da, unul a fost înșelat pentru bancul ăsta. Cineva le-a trăit la un moment dat. Și unul s-a uitat pe gaura cheii la un hotel detectiv. A, și știu și eu unul foarte prost și scurt. Dar el după aia ți-a spus că a lucrat la SRI. A, da. Pentru asta nu o să mai... Zi-mă la scurt. Atâta știu. Știți de ce intră mereu Iisus în baie la femei? Mm. Pentru că pe ușă scrie Doamne. Asta mă, e clasic, dar e bun. Hello, darkness, my old friend. I go to them again. Și cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc din suflet, mă duc să-mi iau țigara de la încărcat și să o întind direct la spectacol, că îmi scriu oameni, că băi, uita. George Tănase, peste tot pe internet, pe noi știți să le găsiți, vă mulțumim tare mult, Neoteric Lifestyle, și nu uitați de concurs, dați Neoteric și aroma pe care vă doriți, alegeți-o de pe site-ul lor și, bineînțeles, că noi selectăm unul. Pe săptămână, săptămâna viitoare, aflați cine a câștigat parfum. Doamne ajută! Pa, pa!